ești ale momentului. Sunt aici și vor lua cuvântul de fiecare dată când va fi nevoie sau când vor simți dorința asta de a interveni sau de a preciza anumite lucruri. Să-i aplaudăm pentru că aici vor fi pașnici. Ne vor ajuta în această seară colegii noștri Maria Andrieș, Gazeta Sporturilor, să rămână. Una dintre cele mai curajoase femei din presa românească a avut curaj să se ia la trântă cu granzii fotbalului românesc. Va fi și în această seară la fel de dură și la fel de profesionistă din punctul meu de vedere, chiar dacă nu pe placul capilor fotbalului românesc. Colegul meu, Răzvan Ioan Banchiș, de la 7+, un editorialist foarte acid, foarte bun, cu mult simț al umorului. Un alt om care... Mulți spun, dom'le, ce caută să scrie despre fotbal? Ce caută să se pronunțe? Pentru că omul e prea intelectual, prea... Ei bine, e Radu Paraschivescu, cronicar la evenimentul zilei, scriitor, traducător, îl salut. Scrie și la Gazeta Sportului. În sfârșit, tânărul meu coleg, Dan Dumitrescu, în seara mă ajută să realizez emisiunile cele mai interesante de sport. Este cu noi în această seară și mai avem câteva surprize. Cel mai frumos și cel mai sexy impresar de fotbal din România, nu știu dacă știți cine, și aș vrea să puneți toate camerele. Este vorba de Ana Maria. Bună seara! Ana Maria Prodan. Impresar în fotbal și a avut curajul să pozeze la o vârstă foarte interesantă, provocator pentru fanii fotbalului românesc. Este alături de domnul Sică Pușcoș. Bună seara, impresar! Și în sfârșit v-am pregătit o surpriză. Știți foarte bine, a fost francofonia și doar șefii de state și toți oficialii au avut parte de un concert cu ușile închise. Nimeni n-a avut acces, nici presă, nici invitați, nimeni din cei care se uită acum la televizor sau sunt în această sală. Ei bine, acest concert, mini-concert, a fost... ținut de tânărul și frumosul Nicolae Voiculeț și taraful său. Omul cântă la alt instrument, dar n-am avut pe cine să punem la pian și atunci... E vorba de Nai. Vreau să vă spun ceva. Chiar Jacques Chirac s-a ridicat în timpul acestui concert, s-a dus și a felicitat întreaga trupă, spunând că de mult n-a mai petrecut asemenea momente plăcute. Interesant, Jacques Chirac este totuși președintele Franței. Aplauze pentru artiștii noștri. Bun, haide să intrăm în acțiune. Spuneam că atmosfera asta din fotbal a devenit, spun eu, foarte fierbinte. Și totul a culminat, dacă vreți, cu ce s-a întâmplat la meciul echipei naționale. Domnul Becali, sincer, nu mă așteptam ca pe Steaua, cu jandarmi, cu o organizare lăudată de UEFA la meciul cu Lyon, cu tot acâmul, să se întâmple, zic eu, una din rușinile naționale. Echipa națională a fost huiduită, s-au aruncat pietre, s-au strigat tot felul de înjurături. Cum vă explicați? Cum de-a fost posibil? Da, așa este. Și înclin să îi dau dreptate lui Mircea Sandu. Chiar dacă se supără suporterii Stelei, eu cred că din partea lor au venit acele animozități, acele huiduieli. Probabil că ei nu vor să înțeleagă că prima dată este echipa națională și România și după aceea Steaua. Deci ei trebuie să înțeleagă că Steaua e Steaua și țara românească și echipa națională trebuie să o susțină toată lumea. Au ei orgoliile lor, probabil jucători de la Dinamo, jucători de la Rapid și îi huiduie pe cei jucători. Acum, eu nu înțeleg ce au avut cu Mutu. Deci, asta este situația. Poate să fie o explicație, poate eu, că nu l-au văzut pe Mutu, că îi curgea sângele și roaie, să fi crezut că Mutu a cerut schimbarea pentru că... Domnul Moraru, chiar am lucrat la un material, astăzi este gata, l-am pe birou. Nu știam că faceți această emisiune. M-ați invitat, mi-a spus în mare despre ce este vorba.
nu știam despre ce e vorba, dar totuși acel material pe care vreau să-l transmit suporterilor și în general publicului românesc, o voi face într-o conferință de presă, am vorbit și cu Mircea Sandu, alături de domnul Mircea Sandu și alături și de domnul Dragomir, care este acum aici, pentru că eu cred că acel material trebuie să-l preia toate televiziunile și toată presa românească pentru a stinge odată pentru totdeauna, dar pentru totdeauna nu se, o să fie mai greu, dar să stingem aceste conflicte, pentru că în acel material este un material mai detaliat cu de unde vin toate aceste scandaluri, de unde cu galeriile. Dar vă simțiți și dumneavoastră vinovat de ce s-a întâmplat pe Steaua? Că totuși era eticheta, se știe, Steaua înseamnă și Gigi Becali. Poate eu mă simt puțin vinovat, nu pentru ce s-a întâmplat acum pe Steaua. N-am nicio vină ce s-a întâmplat acum cu la echipa națională. Poate eu am și eu o mică vină, probabil că este în acel material și specificat și acest lucru, probabil certurile mele cu alți președinți, certurile mele cu oameni de fotbal, certurile mele cu acuzele mele asupra arbitrilor. Bineînțeles că suporterii au influențat foarte mult suporterii. Becali spune că ne-a furat arbitru. Becali spune că nu știu. Bineînțeles că eu, considerat ca un fel de cap al familiei Steaua, chiar și al galeriei, normal că au influențat. Ei s-au luat după cum ar veni capul familiei. Dom'le, ne-a furat. Dar eu nu am vrut acest lucru. Eu am spus ceea ce am gândit atunci și ce am vrut să trag un semnal de alarmă în fotbal românesc. Nu am vrut să trag un semnal să ridic galeriile sus, să se bată galeriile, să iasă sânge pe stadion. Nu asta. Domnul Dragomir, de exemplu, a acuzat jandarmii de pe stadion în general pentru că nu-și fac datoria. De ce, domnul Dragomir? Păi ce trebuie jandarmii? Nu numai aceasta este greșeala. Jandarmeria și-a făcut datoria. Când și-a făcut datoria, dumneavoastră, cei din mass media, i-ați acuzat că au depășit un anumit grad de îndrăzneală, nu de altceva, că o să vă spun după aceea ce au spus englezii și ce au făcut astăzi francezii. Iar în momentul când presa s-a aruncat și a timorat jandarmeria nu și-a mai făcut datoria. Acum două săptămâni în urmă a fost o ședință la Bruxelles, unde de la Liga Profesionistă de Fotbal au participat două persoane și acolo ni s-a spus clar, la o forță trebuie să vii cu o forță mai mare. A dat cineva din spectatori cu o piatră, pui furtunul pe el, pe toți și îi dai afară. Sau a dat cineva cu o piatră, îi rup cu bătaia. Exact asta a spus în conferință la Bruxelles. Englezii asta au făcut liniște pe stadioane. Astăzi francezii au luat o lege. Numai pe violență, altfel nu poți să faci nimic. Nu poți să faci. Vreau să vă dau un exemplu. Aici s-ar putea să supere Gigi Becali. Acum 3 ani de zile se întâmplau lucruri foarte urâte în galeria Steaua, dar urâte de tot. Gigi Becali așa a angajat vreo 15 badigați, dintre care vreo 5-6 făceau meci nul cu jumate din tribună. I-a luat pe cei care erau capii răzvrătiților și niște demenți. S-a făcut o liniște în Steaua, 3 ani de zile nu s-a auzit de ei. Acum s-a făcut altceva. Despre ce a fost vorba atunci? Spui, după ce termin frazele astea, te rog. Acum s-a făcut încă o greșeală la echipa, la meciul România-Belarus. S-au dat gratuități la peste 1000 de oameni. Acești oameni nu aveau ce să caute cu gratuități în stadion. Cei cărora li s-a dat gratuit, aceștia au dat cu pietre. Au dat aveți proba asta? Da. Domnul Dragomir, 1 milion biletul la echipa națională, dacă vrei să vezi echipa națională. Da. Li s-a dat gratuități. Și de aici este o greșeală la federație. Greșeală la televizor. Da. Domnule Dragomir, dacă îmi permiteți, a fost nevoie să se dea gratuități pentru că suporterii nu mai vin să vadă echipa națională. Și asta face parte din criza de comunicare care a intervenit între federație și echipa națională pe de o parte și publicul echipei naționale. Echipa națională a fost izolată de propriul public. A fost mutată la Constanța, încă nu i s-a construit un stadion modern. Echipa merge cum merge, mai bine în ultima vreme, ca rezultate, dar ceva s-a întâmplat acolo. Oamenii nu mai vin să vadă naționala. Vă considerați responsabil de asta? Vă contradic total. Nu cred că echipa națională în calificările acestea
este neînvinsă, iar la meciul în care am pierdut cele două puncte acasă, a făcut un meci de excepție cu bulgarii. După părerea mea, orice țară după fața pământului care joacă cu Belarusul, ați văzut când au jucat și olandezii, erau 7.000 de spectatori. De asta nu vine. Lumea vine unde este interes. Dacă Steaua joacă cu Real Madrid, mai stau 30.000 de oameni în afară. Dacă joacă cu când jucăm, cum vom juca cu Olanda, vor fi... Dacă joacă cu o echipă din Albania, bine, peste acum, o vin 3.000 de spectatori. Părerea mea... Nu aceasta este domnul Dragomir, părerea mea este că... Cu Macedonia. Și totuși, părerea mea este că deja România s-a cam becalizat și s-a cam, ca să nu se supere domnul Paraschivescu, mai glumim. Așa, România s-a... ce termen să folosesc? S-a stelizat sau cum să... E cam stelist. Adică vrei să spuneți că Steaua are mai mulți suporteri decât echipa națională în momentul ăsta? Da, da. Suporteri înfocați mă refer. Nu, că normal toată România ține cu echipa națională. Suporteri care vin la meci. Steaua are mai mulți decât echipa națională. Răzvan... Nu, vă contrazic total. Cu echipa națională țin și dușmanii. Dar trebuie să joace cu echipe competitive. Mă refeream la suporteri înfocați care vin la meci să vadă fotbal. Dar sunt mai mulți steliști, că normal că toată România ține cu echipa națională. Am părăsit subiectul, acum discutăm despre numărul spectatorilor la echipa națională, despre plinătatea sau goliciunea tribunelor. Noi discutam Federația, înainte. Stați o secundă, spune că Federația atunci trebuie să organizeze meciurile astea pe stadioane mult mai mici, în țară nu, poate. Nu, dar noi dacă discutam despre altceva, Radu. Discutam despre ceea ce s-a întâmplat la Steaua. Despre, pe uite, la Bambu, de Steaua, exemplu, dacă se face meciul cu Belarus, e plin, corect? Am fost foarte aproape de locul unde s-a produs incidentul cu Mutu. Vreau să vă spun că nu Galeria Stelei a fost cea care a intrat în conflict cu Mutu. Au fost câțiva derbedei. Aș vrea cineva din Galeria Stelei, dacă poate să ne spună cine, da? Dar să ne spună cine... Numai o secundă, Radu, să spun de ce a huiduit tot stadionul la un moment dat. Mutu a intrat în dialog cu acel grup minuscul și, îi spun eufemistic, așa, rebel. Era și lovit, nimeni n-a văzut că Mutu este plin de sânge. A cerut schimbare pentru că nu mai putea să joace. A cerut din... N-a cerut schimbare. A confirmat Pițurcă. Nu a cerut schimbare, încă o dată. A cerut schimbare. E după ce i-au văzut medicul. După... Nu, domnul după ce Dragomir a cerut schimbarea. După ce medicul i-a văzut acea ruptură și trebuia cusut, i-a recomandat să nu joace. A cerut sau n-a cerut schimbare, însă restul publicului din stadion a crezut că Mutu părăsește stadionul din cauza acelui incident și pe acest fond a fost sancționat. Aici trebuie discutat mai în profunzime. Să luăm toate amănuntele. Mutu a mai fost huiduit și de altceva. Pentru că ei, suporterii, vor când Mutu are mingea să paseze lui Dică, că este list sau să păși. Mutu probabil a fost individualist în acel meci. Și asta trebuie să luăm în calcul. Înainte și imediat după ratarea lui au dat gol bielorușii. Vedeți că i-a luat cineva microfonul domnului Boanchiș. Unde e microfonul domnului Boanchiș? Domnul Radu, vă rog, domnule. Mă întorcem la dumneavoastră. Am ajuns prea repede în teren, trecând peste tribune. Vreau să apreciez fair play-ul domnului Becali, că a spus că sunt o parte din vină poate fi atribuită și conducătorilor de club, care transmit... Da, o mare parte. Deci transmit ceea ce fac, ceea ce gândesc, ceea ce exprimă, transmit suporterilor. Și este un lucru demn de remarcat că a recunoscut acest fapt. Domnul Dumitru Dragomir a spus că jandarmeria este timorată. Eu vă spun că nu este timorată. Păi atunci de ce vă faceți datoria? Ne facem datoria, ne-am făcut-o și ne-am făcut-o. Ba nu, nu v-ați făcut-o. La meciul acesta trebuia imediat cei care au rupt scaunele să fie arestați, toți. Cum? Pentru ce au rupt scaunele? Dom'le, nu rup un scaun, rup un șir de scaune mai nou acum. Aceia trebuie arestați, judecați în regim de urgență, că vă dă legea voie. Un singur exemplu, dacă dă și arestează 3-4, gata, să vedeți ce... Câți ați băgat la pușcărie în ultimele 3 săptămâni? Sunt în baza de date... Unde ați mai pomenit dumneavoastră? Domnul Dragomir. Numai o secundă, domnule. Domnul general, în istoria fotbalului românesc, sau cel puțin de când sunt eu în fotbal, n-am văzut galerie
rupând gardul și intrând pe stadion și nu au fost arestați măcar 10 din ei. Ați văzut în anii. În orice caz. Jandarmeria nu-și face datoria de frică. De frica suporterilor violenți. Cine a spus? Nu e adevărat. Dar se vede pe stadion. Eu sunt femeie și merg pe stadion. Așa, și unde Dacă sunt 10 suporteri violenți și doar 3 jandarmi în locul respectiv, n-or să vină niciodată să bage de frică. Nu știu de ce, vă întrebăm noi. Nu e frică. Asta e o supoziție care nu are nici... Asta am văzut eu. Eu aș vrea să clarific ce a spus domnul Dragomir, pentru că nu vreau să rămână lumea cu gândul că domnule Becali a intrat în forță cu bodyguards, cu nu știu ce. Atunci vreau să spun câteva cuvinte ce s-a întâmplat atunci. Atunci era că șeful galeriei, fostul șef al galeriei, a spus, domnule, eu mă retrag, că mă căsătoresc, nu știu ce. Și a spus, domnule, nicio problemă. I-am spus, poți să stai cu mine în lojă. Ca șef la galerie. Nu, domne, că eu îmi pun omul meu, șef la galerie, și am zis, bă, băiatule, tu nu poți să pui tu șef, tu dacă poți să rămâi, rămâi, dar nu dacă te retragi, o să fie un alt șef pe care îl pun eu. Nu, domne, eu pun șeful, că fii atent, că dacă tu nu-ți vezi de treabă, să vezi cum te iau de acolo, din centru, de acolo. Și eu n-a ținut cont. Și la un meci, domne, nu că pune el șef. Cum să pui, mă, tu șeful? Te retragi, stai cu mine în lojă, onoarea pe care ți-o dau, că stai cu mine în lojă, că ai fost ația în șef și ai riscat pentru Steaua. Și pentru că n-a vrut să înțeleagă, i-am trimis ca să-i demonstrez și l-am luat de acolo, direct de la el. Dar cum l-ați luat dumneavoastră, întreb? Că poate și jandarmerii ar trebui să-l ia tot așa. Cum? De asta zic, cum? Ați trimis 4 oameni, 5, 6? Am trimis 10. Dumnezeu, și angajează acestea, îi plătește pe acești oameni. Nu e în afara legii asta. Eu am vrut să demonstrez că el nu poate să facă legile la mine în casă. Că acolo era casa mea, chirie, plătită de mine și eu plăteam ca să se desfășoare acel fotbal, meci de fotbal în liniște și nu poate să-mi dicteze mie un șef. Dar de ce credeți atunci că jandarmii uneori au fost depășiți? N-au fost suficienți? Alteori când n-au fost depășiți, au depășit atunci, ați văzut pe... Nu au depășit, numai atunci au făcut datorie. Atunci au făcut datorie și la Constanța. Și pentru treaba asta s-au repezit presa în dânsii și au exagerat... Așa cum exagerează de multe ori o parte a presei, inclusiv domnișoara aceasta. Nu am exagerat. Deci, și datorită acestor exagerări, ei... Maria, să nu te lași intimidată, da, de domnul Dragomir? Nu intimidați presa, domnul Dragomir. Vă rog, domnul Dragomir, nu suntem intimidați. Nu ne faceți-vă nene datoria. Păi ne facem datoria. Cine a spus? Păi asta nu v-ați făcut-o până acum. La galerie, deci cei 5.000 de suporteri care vin ai Stelei, Galeria Stelei nu înseamnă că sunt toți niște golani sau niște descăierați. Din cei 5.000, sunt vreo 30-40 care ei nu vin la meci. Ei vin, stau cu spatele, am văzut, ei nu se uită la meci. Ei vin să bată. Și vin ca să arate care e mai puternic, care e mai șmecher. Mai care... nou, se îmbelesc așa cu fularul peste față, ca să nu-l cunoști la camera de luat vederi. Și vin și rup scaune, i-am văzut... Pe 6 inci și-au rupt rândul de scaune. Sunt copii de 18-20 de ani care vreau să facă parte din galerie și să mai vină în galerie, dar numai de frica celor 30-40. Domnul Moraru, atunci jandarmeria trebuie să fie mult mai dură, pentru că în țara asta faci treabă cu biciul. Atât. Hai să vedem cine vrea să vorbească. Trebuie să avem și noi dreptul la replica, pentru că tot ce a spus până acum domnul Dragomir nu are nici cea mai mică acoperire. Bun, să spuneți și cine sunteți. Dorin Tava mă numesc, sunt unul dintre liderii echipei suporterilor din Ghencea. În primul rând, dânsul, având mass media totdeauna la discreție, ne-a adus apelative. Golani, vagabonzi, bețivi, drogați, huligani. Nu pe galerie, domnule. Pe cei care au rupt scaune, pe cei care au rupt... Vă rog să vă și ridicați ca să vă vedem mai bine. Nu e vorba de voi, nu e vorba de voi, de șefii de galerie și grupurile care le conduceți. Problemele se pun altfel. De ce n-ați oprit să nu rupă gardul la Dinamo? Stați puțin, asta nu știți despre ce vorba. Lăsați-ne să vă explicăm. Deci avem... Nu v-am văzut la 20 de metri de noi să vedeți ce s-a întâmplat. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Deci, domnul general este aici prezent. Poate să confirme. De un an și jumătate a avut vreo problemă cu Galeria Stelei? De un an jumate. De când ne întâlnim cu dânsul și există discuții permanente. Am avut vreo problemă cu noastră majoră? Asta a fost surprinzător pentru noi că... Ajungem și mai departe. Că nu, deci avem două puncte. Vreau să le luăm pe amândouă pe rând. Haideți să începem cu Naționala, pentru că e mai scurt și mai stringent. Deci cu Naționala. Au fost persoane izolate, două, trei, care, fiind gardul aproape, poarta aproape de stadion, au dus în jurii lui Coman și altor jucători. De ce nu i-ați predat jandarmeriei?
Oamenii și-au luat bilet. Domnule, de, nu, nu au, sunt oameni nu, care nu au... Nu și-au luat bilet, le-au deci, dat efectiv, gratuit. Noi nu facem și poliție. Și dacă și-au luat bilet, ce noi nu facem poliție. Să-i dai în cap la jucător? Dar nu a dat nimeni în cap, arătați. Dar de ce nu i-ați luat și să-i dați pe mâna jandarmeriei? Îmi permite să spun, vă rog frumos, arătați cum ați acuzat, arătați-mi noastră că ați văzut o piatră sau cartof sau cum s-a scris în presă. Eu am văzut, domnule, rupând scaunele. Nu, nu, vorbesc de... Domnule, scaunele și gardul. Nu se vorbea de meciuri naționale. Domnul Dragomir, vorbim de meciuri naționale. Vorbim de meciul național acum, da? Da, de meciul național, eu am văzut cum s-au rupt gardul. S-au rupt scaunele, scaunele în, da. Partea, în dreapta tribunei oficiale, unde au fost incidentele cu suporterii ruși, belaruși, da? La meciul cu România-Belarus... Dom'le, vezi de treaba, niciun rus n-a rupt un scaun. Bun, românii la... noștri au rupt scaunele. Dar nu, deci, nu asta ați acuzat peluza stelistă și suporterii steliști? Nu, domnule. Se vorbea de faptul că s-a aruncat în terenul vechi. E altă emisiune. Eu nu am spus de Galeria Stelei, domnule. Ce ai, dumneata? Păi, până acum, uitați, e lumea de față care poate să... Nu, domnule, am vorbit de galerii, domnule. Părerea mea este că trebuie să vă luați un angajament, nu să spuneți că nu s-a întâmplat, domnule, că s-a întâmplat. Acum o să trecem... Nu puteți să spunem aici că nu s-a întâmplat. Deci galeria... Să vă iau apărarea, dar n-am pe ce. Că s-au întâmplat lucruri, că nu trebuie să se mai întâmple. Dar nu din partea noastră, domnule Becali. Dar gardul la Dinamo... Eu știu, dar nu voi. Noi? Păi stați un pic, ajungem și acolo. Ajungem și acolo. Cine erau? Ajungem și acolo. O secundă, domnul general. Voi trebuie să izolați pe acei 30-40 de vagabonți. Dacă nu să-l spuneți mie. Domnul Becali, uite ăștia sunt 20-30. Și o rezolv eu. Deci, dacă război, Nicolau Mici. Nu se pune... Nu se pune... Nu se pune problema... De, așa, sunt persoane izolate care efectiv noi nu am creat probleme, deci nu am avut amenzi, n-am avut nimic. Las, mă, scaunele din față voi, șefii de galerie și cu oamenii de onoare, oameni băieți cu minți, că vor, de exemplu, sunt părinți care nu-și mai lasă copiii la stadion în galerie, nu, că sunt un bucastelic, dar nu mai vin, de le frică cauza de scandal. Domnul general, stați o secundă, că ceva nu înțeleg. Domnul general, precizați niște lucruri, că altfel se vede ce spune galeria. Vorbeam, am ajuns la meciul România-Belarus și s-a acuzat, aici sau și în altă parte, că s-au aruncat cu obiecte în teren. Deci nu s-au aruncat nici cu cartofi, nici cu pietre, nici poftiți, cu domn, la poarta la care a fost Coman în repriza a doua și Gaev în prima repriză, vă spun, s-au dat cornete de hârtie. Deci nu pietre Sute și nu de cornete de hârtie, deci pietre. Așa, deci, pentru că în spatele porții, eu nu m-am referit clubul Steaua a făcut într-adevăr, a ridicat o plasă cu ochiul destul de mici. Destul de mici. De aici, care, părerea mea, că ceea ce fac ei, bă, se drogează. Bă, se drogează. Bă, curajul ăla care au ei, l-au ei. Curajul ăla care l-au ei ca să se ducă să se bată cu jandarmii, înseamnă că se drogează, că altfel nu se explică. Domnule Gali, este problema lor. În peluza noastră puteau să-și cumpere bilet piteșteni, ploieșteni, arădeni, orădeni, timișoreni, oricine avea dreptul. Noi am avut 500 de bilete care erau la federație acolo. Și am mai cumpărat noi vreo 1000, deci maxim am fost 1500. Da, dar vreau să vă întreb o secundă. Mie mi se pare că și chestia cu cornetele, dumne, când eram mici în curtea școlii, mergea, dar să dai în echipa națională portarul ăla cu cornete, mi se pare la fel de grav ca și cu pietre. Până la urmă. Corect? Seama că nu persoane de statul nostru sau de vârsta noastră să-și fac țevi. Bun, domnul general, dar spuneți vreunul care dădea cu cornete? Da, erau sute de... Este foarte ușor să arăți cu... Erau sute de dăștia care dădeau cu cornete. Toate programele care le-au avut, care le-au cumpărat, domnul Moraru, mie mi se pare ideea pe la care am ajuns este că ușor să... Ușor când ai mass media la dispoziție să arăți cu degetul și vina care ți aparține să o arăți așa. Acum aveți mass media la dispoziție și dumneavoastră și asta... Avem jumătate de oră pe an, nu? Nu, chiar o să fie mai mult, Răzvan. Aș fi vrut să spun despre cornete. Vedeți că hârtia poate deveni periculoasă nu numai când scriem noi, ci și când în alte situații. Iar referitor la Mutu, vreau să vă spun că nu trebuie acuzată Galeria Stelei, ci niște suporteri care pot fi găsiți pe orice fel de stadion din România, pe orice stadion din România, fiindcă Mutu oriunde stârnește antipatii. În emisiune la tine l-am văzut pe Gigi Grosu. Acest Gigi Grosu a fost multiplicat la meciul ăsta. Sunt oameni care, înjurându-l pe Mutu, cred că pot lua puțin din faima lui, din banii lui, din femeile la care ei nu au acces. Întotdeauna Mutu va stârni antipatii, întotdeauna se va găsi unul care să vorbească unde despre cocaină și așa mai departe. Un suporter stelist,
Voi suporterii l-ați huidui pe Mutu atunci când joacă la echipa națională? Nu. Care e întrebarea aici? În cel mai rău caz, eu personal... Nu l-au huiduit în cadrul organizat, dar Mutu a fost huiduit. Și să nu crezi că suporterii Stelei vor accepta vreodată că Mutu și Chivu, cei mai buni jucători ai echipei naționale a României, n-au trecut pe la Stea. Probabil, poate să fie și asta. Bun. Noi în ultimul timp, în discuțiile care am avut cu ceilalți suporteri... O secundă, mă opic și vă dau, vă rog să terminăm cu primul suporter, vă rog. Deci în discuția care am avut cu ceilalți suporteri am încercat să le impregnăm ideea, domnule, nu-ți place persoana respectivă, o ignori. Nu o huidui, nu o înjuri, nimic. Pentru că, efectiv, poate așa ne civilizăm și noi. Dar eu cum pot să le spun acestor oameni lucrurile astea când vine o persoană care este huligan, bețiv, omul ce-mi spune? Pentru ce să respect acea persoană? De ce când toți dau noi? Am avut o discuție imediat după meci. Cine a dat în voi până acum? Toată presa, prin persoana mea voastră, până domnul Mircea Sandu. M-a sunat... Am dat când ați rupt gardurile, când ați rupt tribuna. Ei îmi spun așa. Dacă civilizați, v-ați spus și ei, ceva? Ei îmi spun, ajungem și după aia și la partea cu jandarmerie. Trebuia să fiți arestați care ați făcut deci, asta. Deci, oamenii îmi spun așa. Pentru că dacă arestăm, domnul Dragomir, nu-i sperea acum. Domnule, ascultați-mă, nu se poate face decât numai cu forța. Cum au făcut englezii, francezii, germanii, spanioli, italieni. Nu poți face altfel. Pentru că la huliganism nu poți să-i aplauzi. Unu, întrebați-i, nu mai am treabă cu galeria. Întrebați-i, mai am eu treabă cu galeria? Nu mai vreau să discut. Dar pe Gigi Becali îl huide vreodată galeria pe Steaua? Păi dacă Becali pleacă din Ghencea. Când? Nu zic, acum, în perioada asta. Vă huiduie? Păi nu mai am treabă cu ei, m-am delimitat, nu mai mă interesează. Dar vă întreb dacă vă huide când intrați la loja acolo pe teren și jucați pe teren propriu. Galeria Stelei nu e toată, domne, stricată. Încă o dată, stai un pic să... Și nicio galerie a niciunui club. Numai câțiva turbulenți sunt demenți. Erau, da, trebuie luat. Pe cei din galeria trebuie să ia, să-i dea pe mâna jandarmeriei. Asta le-am spus. Nu toți, domnule, stai un pic să nu scoateți în evidență că dintr-o mie de oameni, mai mult de 6-7 nu sunt stricați. Îmi strigau pe care pleacă din Ghencea, mă rezolvați-o voi. O secundă, Maria, numai un pic, Maria. Una sunt huligani și una sunt suporterii. Una este să-i pedepsești pe huligani și alta este să-i tratezi pe suporteri ca pe niște vagaboni, să le ridici prețul la biletele la meci, așa nu vine lumea, să le faci inaccesibile meciurile naționale. Asta e, mi se pare, o măsură exagerată. Domnișoară, ia găsiți noastră o soluție, că ne luăm după dumneavoastră. Spuneți acum ce trebuie să soluția facem. Este... Ia spune ce trebuie să facem. Stați un pic, că poate avem o soluție. Vă dăm și un premiu. Le veți găsi discutând cu domnul general, cu jandarmeria. Și ce trebuie să facă? Noi știm cu jandarmeria. Ce trebuie să facă jandarmeria? Poate știe, mai bine. Camera de supraveghere la stadion, arestări... Sunt. Cum? Ți-am delesc? Ca arabii, cu fulare. Ce le faci? De unde ești? Păi să le luăm fularele, ce să facem? Domnul Dragomir. Nu, lăsați-mă de ușor e să scrii, dar știți cât de greu e să faci? Domnișoară, să dai 10 la fundul altul. Da, e foarte ușor. Dar când ai să primești din atac, vezi ce nasol. Să vezi ce articol îți face. Violența pe stadioanele românești e o problemă foarte veche, aproape de când ați început să conduceți fotbalul. Domnișoară, cineva suporteri care vor să intervine să vă pregătiți. Și faci cea mai adrea cu violență în presă. O soluție există și e foarte simplă. Care o colaborare, că ăsta e popor de colaboraționiști, o colaborare între jandarmerie și scapii galeriei pentru a aduce pe acei răzleți. Vezi că nu-ți permit să faci popor de colaboraționiști. Pentru că sunt președinte de partid și nu-ți permit. Răzvane, asta face jandarmeria. Dar știți că am dreptate, că sunt viția. Nu ai dreptate. Spun că e foarte simplu. Șefii de galerie îi pot identifica pe acei răzleți. Și trăgea pe mâna jandarmeriei. Acest lucru l-am făcut inclusiv la începutul acestui campionat. Câți ați reținut, nu din galerie, câți... Auziți șeful galeriei Rapidului, pune o întrebare îndreptățită la ceea ce am zis eu acum. Zice, ce suntem noi, sifoane? E o variantă. Nu, altceva. Am lucrat un an jumate cu jandarmeria. Am fost de acord, Steaua. Efectiv, lucrăm cu jandarmeria. Bun, s-a întâmplat ce s-a întâmplat pe Dinamo. Să vă explic eu cum a fost. Deci nu că s-au rupt scaune, s-a rupt lumea scaune din disperare. De ce? Scuze-mă puțin. Dacă nu sunteți sifoane, imediat. Luați-i și pedepsiți voi.
dacă nu sunteți sifoane. Luați-i voi și faceți-vă ordine la voi în curte. Domnul președinte, dumneavoastră sunteți împotriva sifoanelor. Știu de la... Da, mă, dar îmi fac la mine în curte, îmi fac curățenie. Faceți-vă voi atunci ordine la voi în curte. Luați-i voi și pedepsiți-i voi. Domnul președinte, știți care e problema? Că domnul Dragomir, mă scuzați, nu m-am prezentat, noi sunt șeful Galeriei Rapid. Domnul Dragomir generalizează, noi respectăm foarte mult pe domnul... Cum generalizează? I-am spus numai o parte! Domnul președinte, vis-a-vis de pușcăriași, dumneavoastră ne băgați pe toți în aceeași... Nu, pe huligan! Care sunt ei? Avem și huligani, avem și... Băi, fratele meu, dacă englezii cu asta au făcut disciplina, noi cu ce să facem disciplina? Noi trăim în România, nu suntem în Marea Britanie. Adică cum să trăim în România, să rupem scaunele. Unii bagă banii și alții se rupe scaunele. Și aveți voi dreptate că nu puteți să fiți sifoane. Ați uitat în 1985 unde a fost cel mai mare incident și cu cine în 1985? De unde a plecat problema cu huligani englezi? De atunci a început procesul de... Și au fost suspendați 5 ani. Voi ce vreți? Cluburile din România să fie suspendate 5 ani? Noi deja suntem suspendați. Ce vrea de fapt Dragomir? Etapă de etapă. Ce vrea de fapt Dragomir? Vrea ca o parte din galerie să nu mai intre pe stadioane, cea care, nu o parte din galerie, o parte din huliganii din galerie. Să nu ai, că n-au ce să caute pe stadion. Jandarmeria să-și facă datoria să ia pe acești huligani. Justiția să-și facă datoria să nu le mai dea voie pe stadioane la acești huligani. Presa să-și facă datoria, să-și scoată în evidență numele acestor huligani. Dar parcă am fi înarmată toți numele, să ia să facă, ia să facă. Nu toată lumea, acum... Toată lumea să vorbească domnul la general și să arate cu degetul, dar să nu se facă. Haideți că mai avem un pic să vorbim. Domnul Paraschivescu, mă, astăzi este scriitor, traducător. Se vede după cât de mult am vorbit până da, acum. Mai spuneți-ne și nouă ceva din gândurile noastre. Nu știe ce să creadă. Ba nu, știu foarte bine. Vă rog. Eu aș muta discuția înapoi la ce s-a întâmplat lui Mutu și la echipa națională. Spunând la început însă că răspunsul la violență, răspunsul prin violență la un gest violent va naște inevitabil tot violență. Deci nu are dreptate domnul Dragomir. Nu știu dacă are dreptate. Are dreptate când invocă legea. În momentul însă când facem pedagogie prin bâtă, lucrurile scapă într-o spirală pe care nu o putem controla, zic eu. În al doilea rând, revenind la meciul național, pentru că ăsta a prins marea scânteie, poate părea deplasat ce spun, însă cred că toți în societatea de azi avem rolul de clienți. Fiecare este clientul cuiva. Iar noi, ca spectatori sau telespectatori, suntem clienții echipei naționale. Echipa națională ne servește. Cum anume? Jucând. Mai bine, mai prost. Ce i s-a întâmplat lui Mutu, cred că este un simptom. Și cred că este, de fapt, proiecția unei atitudini de iritare generală față de întreaga națională. Eu nu cred că oamenii au avut ceva cu Adrian Mutu. Deci, huiduindu-l pe Mutu, au huiduit toată națională. Pentru că merg la vârf. Mutu este unul dintre oamenii reprezentativi. A fost și capitan de echipă. Este omul despre care se vorbește și se scrie cel mai mult în Naționala României. Pentru asta trebuie să rup stadionul. Poftim? Pentru asta trebuie să rup scaunele stadionului. Nu am niciodată așa ceva. Eu aș zice să-i rupem pe adversar, dar sigur... Pentru asta rupem scaunele, nu mai rupem câte un scaun. Rupem rândul! Nu vorbim de altceva aici. Aici nu vorbeam, tocmai vorbeam de ce i s-a întâmplat lui Mutu. E un episod care nu are nicio legătură cu... Dar vreau să vă întreb o secundă. Până la urmă, domnul Paraschivescu. Așa. Înclin să vă dau dreptate dacă am avea un grad de educație deosebit. Dar deocamdată cu asta stăm rău la populația țării noastre. Dar aș vrea să vă spun că ce i s-a întâmplat lui Mutu nici nu e așa de grav. Grav este ce s-a întâmplat în partea opusă unde s-au rupt scaunele. Dom'le, numai o secundă. Dom'le, dacă atunci când au rupt... rândul de scaune și l-au aruncat, îl lovea pe unul și murea. Vă întreb eu acum pe dumneavoastră. Da, atunci când au rupt gardul și au intrat... Atunci când, fără precedent, pe stadionul Dinamo, au rupt gardul și au intrat peste 200 de oameni în stadion. Știți de ce? Dar știți de ce? Da. Știți de ce, domnule? Care era ca o găină. Dacă era cu minte, nu-mi pușca. Eram ca niște găini. Domnul Dragomir! Domnule, vă spune ăsta... Nimeni nu trage într-un om liniștit. Domnul Dragomir, eu nu vă acuză nimeni pe noastră. Așa. Nici pe domnul general. Dar nu se poate 1500 de oameni să fie închiși într-un țarc, să nu prezinte niciun pericol, doar că au coborât în fața gardului, să dai cu tubule de spray și să tragi focuri de armă. Nu se poate așa ceva. Cum, dom'le, când eu, dom'le, toată lumea v-a văzut, că te faci de rupeau rândul, nu scaunul. După aceea, deci lumea, efectiv, lumea nebunită, pentru că erau jetul acela, n-aveai cum să te aperi cu ele și au văzut pe cei împușcați,
Nu mai știau ce să fac. După ce au început să nu este adevărat, luați caseta, nu este, întrebați presa. Am văzut caseta, dragă, cum ai eu am văzut caseta, nu odată, cu cum s-a întâmplat? Stați întrebați-l pe domnul general. Cum s-a întâmplat, domnul general? Întrebați-l pe domnul general că nu poate să nege asta. Știți ce am crezut eu când au năvălit pe teren cei din Galeria Stelei acolo, 1500 că au rupt gardul ăla? Știți ce am crezut? Mă las, mă lăsați domnul Nicoleta Coleta Luciu, domnule, zic, numai așa să îngheți oamenii. Dar nu era Nicoleta Luciu. Este o treabă. Este o treabă serioasă, mie nu mi se pare o glumă să fie împușcată lumea și noi nu, deci noi dacă nu ajungeam la discuția pe care a deschis-o domnul Dragomir, ce s-a întâmplat în stadion, noi nici nu ne interesa ce s-a întâmplat în stadion. Noi vreau să spunem ce s-a întâmplat afară, în afara stadionului, pe străzi, unde a fost filmat. Deci efectiv, mergem de 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Poliția, jandarmeria, știm cum își formează efectivul. Unul aici, unul acolo, unul acolo, din 3 în 3 metri, ne bagă în coloană și plecăm după jumătate de oră. Am stat o oră și 5 minute în stadion și când am ieșit erau unul lângă altul cu căștile și scuturile puse, pregătiți. Deci a fost totul premeditat. Asta e o acuzație gravă, domnule general. Deci hai să vedem, stați un pic. O secundă, să vă dau un simplu exemplu. Vă dau un exemplu, că după aia eu mașin și nu mai vorbesc. Deci luați casetele, luați caseta când am ieșit noi. Ia. Luați caseta când am ieșit noi de pe stadion, că sunt filmate barajele de jandarmi, și luați caseta când a ieșit Rapidul de pe Dinamo, după aceea. Să vedeți cum erau cu căștile sub braț, unul aici, din 2 în 2 metri puși. Deci, și mergeau și la, pe noi de ce ne-au așteptat pregătiți? Cum au ieșit ultimii? Au zburat jeturile de gaz lacrimogen și paralizant, caii au intrat, ne-au blocat, efectiv s-a tras și în câmp deschis. Deci, uitați-vă la ce s-a întâmplat acolo, deci eu la aia mă refer. Haideți că... Nu, stați o secundă, domnul general, ca să avem mai mult timp. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem în câteva clipe. Nicolae Voiculeț se pregătește pentru că în partea a doua a emisiunii, după ce vom dezbate și ne vom bate aici în acest studio, vine un recital cu taraf, vă spun, doar președinții au avut acces, 40 și ceva de președinți au avut acces la acest recital. În această seară vom vedea cu toții ce au cântat, un recital extraordinar. Ne întoarcem în câteva minute. Fără soare la Dinamo noi venim să vedem meciul cel mare. Hai Dinamo, te iubim! Bravo, Luciano Mascoț! Bravo, bravo! Bravo! Haideți să vă spun ceva! Ați văzut că felicitări! Am făcut Hocus Pocus și este și domnul Vasile Turcu. Știți că Dinamo a intrat mai greu în cupele europene, așa, a avut nevoie de... Așa a venit și domnul Turcu mai târziu, a fost reținut cu probleme. Da. Dar le dorim un parcurs foarte bun. Mulțumesc. Să știți că am invitat și suporterii dinamoviști, dar nu știu, și ei probabil că ajung mai greu. Uite, cine a ajuns primul în Europa, sau primii, Steaua și Rapid au ajuns primii în Europa și gata, aplauze. Bun, domnul Măraru, cei de pe urmă profiți de întâi. Asta ce denotă? Asta ce denotă? Asta denotă faptul că Galeria Stelei și a Rapidului vor o reconciliere, o pace, o prietenie. Că au venit totuși aici să se întâlnească. Păi ăia de la Dinamo n-au venit deloc, adică sfidare. Nu, domnule, au fost, s-au întâlnit. Asta, domnule, ce n-au venit aici? Au cina aceea de taină, domnul Becali. Acolo a cina aceea de taină toți. Toate trei galerii. Au rămas probabil asta. Da, da. Păi, au fost. Păi nu, dar aici eu zic că a pierdut Dinamo, pentru că au fost invitați și n-au venit. Așa cum au fost ceilalți suporteri, mi se părea important să vină să susțină și echipa și pe Adi Mutu și fostele lor glorii și așa mai departe. S-au întâlnit în biserică, domnul Moraru. Când? Nu știu, zilele astea. Domnule, dar să nu fie rămas acolo, poate vă treziți fără galerie după. Bun. Domnul general, ați rămas dator cu un răspuns înainte de publicitate. Suporterii v-au întrebat ceva. Ce s-a întâmplat și la nebunia aia? I-ați pregătit, i-ați așteptat să îi împușcați? Nu, nu trebuie să luăm de bun ceea ce s-a spus pe marginea acestui incident, acestor incidente care s-au petrecut la meciul Steaua Dinamo. Au fost într-adevăr unele incidente care nu s-au mai întâlnit în ultimul timp pe stadioanele din țara noastră și e cu atât mai dureros că s-au petrecut la o întâlnire între două echipe de frunte ale fotbalului românesc, Steaua și Dinamo. Înainte de desfășurarea acestui meci, s-a desfășurat o acțiune de care vorbeam mai devreme, o întâlnire între liderii de galerie a echipei Steaua, a echipei Dinamo și cu cei care au condus acțiunea din partea jandarmeriei. S-au stabilit unele detalii privind modul de afluire către stadion, privind comportarea în tribune și
la final de fluirea după terminarea... Bun, ce s-a întâmplat cu gardul ăla, de a rupt gardul? A fost un incident nedorit, faptul că trei suporteri ai clubului Dinamo, sau așa din suporteri, aveau totuși veste de organizator, au reușit să ia un banner de pe gardul Stelei și din acest moment a început acest... Deci a fost o provocare. A fost o provocare care a scăpat celor care aveau rolul... Înseamnă că a fost vina jandarmilor. Deci asta ne-o asumăm, iar cei care au... cărora li se impută acest lucru, au fost analizați și vor fi sancționați. Deci noi nu vom tolera neîndeplinirea sarcinilor profesionale de către efectivele de jandarmi, așa cum nu vom tolera nici încălcarea încălcarea normelor de conviețuire, normelor de... Bun, dar veți aresta în viitor? Că asta întreabă domnul. Domnul general, eu vreau să vă spun că nu este o rușine să controlezi, așa cum am văzut și în America și în Anglia. Am fost acum 2 luni în America, te controla de puțin pantof. Te descălța când intrai în stadion. Eu am văzut, deci nu mi-a spus cineva. În Anglia la fel. Se lasă noaptea dacă ne descălță. Cum au apărut la meciul România-Belarus acele fumigene de mea? Cum au apărut? No. Dacă s-a făcut controlul. Deci s-a făcut controlul, acele fumigene au o dimensiune foarte mică. Numai o secundă, te rog. Cum au apărut? Noastră sunt obișnuiți să vedeți meciurile din lojă și nu știți ce se întâmplă totuși în peluză. Acele fumigene erau ale belorușilor. Dar cum au intrat belorușii cu el? Ei n-au fost controlați? Au fost controlați. Și atunci cum au intrat? Păi au controlat. Din frica jandarmilor să nu-i controleze prea rău, să poate vin în alte țară unde legea este mai permisivă, nu au controlat chiar așa, dar mie cum contează pe noi. Ne-am intrat și fără brichete. Unde să faceți asta? A intrat pe tunel, domnule. Atunci este o nenorocire dacă se întâmplă asta. Și ca să lămurim și problema cu belorușii, dacă dumneavoastră puteți sta într-o tribună sau oriunde, într-un loc, și cineva să vă înjure țara și să stați liniștit, e treaba dumneavoastră. Noi, în schimb, am atât de ne vă spun despre scandalul cu belorușii. Tocmai pentru că ei înjurau România. Și lumea o înjurau românește. Scaunele de la Steaua erau vinovate? Nu, persoanele la Steaua nu. Erau în peluza adversă. Nu, dar scaunele erau vinovate? Nu erau. Vă spun. Dar tu ce-ați avut, scaunele, ce-ați avut cu scaunele, mă, nene, și cu rândurile de scaune? Nu să vă explic. Domnul drag, domnule, violența are multe manifestări. Unii se manifestează dând un pumn, unii se manifestează înjurând, alții au această pornire de a distruge. Atunci n-au ce căuta pe stadion. Ca la teatru. La teatru nu poți să dai... Poți să huidui, nu poți să dai cu o sticlă în cap la un artist. Domnul Dragomir. Nu v-ați gândit că toate actele de violență se răsfrâng asupra șefilor clubului sau direct asupra clubului? Ce vină are? Becalia băga bani. Acum de eu una spun că fotbalul este fotbal, nu este balet. Normal, mai injuri. Nu, vă respect. Chiar că dar îți spun, toate actele de violență, îmi spui și eu ascult, se răsfrâng direct asupra lor. Iar la Gigi Becali, care facilitează foarte multe și tolerează foarte multe. Ce galerie are banii pe care are galeria Stelei, de exemplu? Și cu toate astea... Care bani? Unde și noastră? N-aveți facilități? Pe ce bază și pe ce temei vorbiți? Puțin. Noastră? Domnul Becali, am o întrebare. Până acum când v-ați retras și nu mai aveți legătură cu galeria, ați ajutat galeria? Da, dar nu mă întreabă. De când? Deci vezi pe ce bază vorbesc? De când s-a retras? Nu, dumneavoastră vorbiți de momentul actual de prezent. Nu vorbesc acum, nici măcar. Da, dar nici măcar domnul Dragomir n-a acuzat. Ei au făcut galeria Rapidului sau galeria... Da. Bun. Ok, bun, o secundă. Deci de când s-a retras. Bun, stați o secundă, stați bine. Acum stați puțin, că nu chiar așa. Când plecăm în străinătate, mai le plătesc câte 2-3 autocare ca să vadă meciul și... 20 de autocare. Lăsați vrăjeala. Eu m-am plătit 2-3 autocare. Vreți să-i mint acum? Nu, deci nu s-a pus mă că avem bani mulți permanenți luați de la noastră. Niciodată niciun ban. Poftiți. Facilități, domnul Becali, și tot panserii îmi trimiteți cu 1000 de autocare. Stop, că nu putem vorbi noi. Noi suntem oamenii care venim cu sufletul și cu banii. Domnul Becali ne ajută. Domnul Becali ne ajută în situații extreme. Dar nu am cerut bani. Dânsul ne ajută. Domnule, să intre jandarmii, că nu mai ne ajută. Pentru echilibru. Nu, din suflet ați dat, că niciun club nu dă bani. Nu am dat niciun bani. Ați plătit autograf la autocarul. Gigi. Păi am nevoie de ei la meciurile de plasare. Dar atunci vă doare când toate aceste lucruri se răspândă asupra dumneavoastră. Se răspândă, ce vreți să fac acum? Stop. Tot jandarmeria atunci. Pentru echilibru, într-o memorie care aproape s-a șters, Rapidul funcționa, galeria Rapidului, ca fiind îngrozitoare.
acolo cele mai mari violențe și așa mai departe. Vreau să vă spun, ca observație personală, Galeria Rapidului a evoluat fantastic. Fantastic. Și este... Nu pentru aplauze am spus-o, ci pentru dreptate și echilibru. Bun, hai să vedem ce mai are de spus Galeria Rapidului. Tocmai asta vroiam să spun, pentru echilibru, să-i ascultăm și pe ei. Vreau să folosim o întrebare a invitațiilor dumneavoastră. O situație ipotetică. Să spunem că Bucureștiul, din ziua meciului Dinamo-Steaua, în București se întâmplau manifestațiile care erau în Ungaria, împotriva premierului. Și se trăgea pe Ștefan cel Mare. Ce se întâmpla atunci în oraș? Ce făceam? Începeam o nouă revoluție? 25.000 de oameni la universitate auzeau că s-a tras într-un român... Câte cartușe s-au tras atunci, domnul general? S-au fost cartușe cu gloanțe de cauciuc, care sunt folosite de toate... Dar cu silicon n-aveți, domnule, numai cu cauciuc, deci cu silicon, cum mă gândesc că poate... Un singur cartuș. Nu. Domnul general, îmi permite și mie. Bogdan, mă numesc, sunt un suporter al echipei Steaua și chiar am fost la 10 metri de cel împușcat. Au fost două cartușe, armă de vânătoare și a și spus, ia-l pe ăla că e mai mare. Asta meritase, deci dumneavoastră vorbiți, acum mă scuzați, eu am fost acolo, n-am să-l uit în viața mea pe acel mustăcios cu arma în mână. A pus-o pe genunchi, a frânt-o în două, le-a scos, le-a aruncat în spate cartușele, a pus altele două, l-a pus-o la umăr și un ofițer cu capul pe umeri a venit și i-a dat arma jos. Aș vrea să știu ce deci a făcut. Un singur cartuș pentru că două cartușe. Cu cartușe au mai multe bile, dar deci dacă a aruncat aceast... două tuburi, domnul general a făcut și o armata. Le-a aruncat în spate două. Și spuneți-mi și mie dumneavoastră, cum spune domnul Dragomir, luați-l de gât și băgați-l la dați-l la poliție. Dați-mi și mie pe ăla care a tras două cartușe de la 10 metri în peluză, în timpul meciului, fără să se arunce un singur scaun în teren. După ce s-a întâmplat lucrul ăsta, au plecat scaunele. După ce acel băiat împușcat în spate a fost ținut până în minutul 90 pe stadion fără să-i se dea voie la spital. După, nu noi suntem huligani în momentul ăla. Nu eu am fost călcat cu calul în picioare. Hai să vedem ce spune și domnul general și după aia... Bun. Bun. Domnul general, deci cei împușcați n-au fost în același loc. Deci unul a fost în mijloc și unul a fost lateral dreapta. Era distanță de 30-40 de metri între ei. Bun, hai să vedem. Domnul general. Păi mă las să vorbesc, păi vă dați microfonul de la unul la altul, mă lăsați să vă explic. Nu, să stau în picioare când vorbesc, da. Atunci, permiteți-l pe cel care a aruncat cartușele să le găsească galerie. Domnul general, serios, deci e important ce au spus oamenii ăștia, dacă s-a tras în halul ăsta... Nu, s-a tras un singur cartuș care are mai multe bile. Deci acesta este un cartuș, este o armă de vânătoare, nu armă de vânătoare, armă cu gloanțe de cauciuc, care se folosește de forțele de ordine din întreaga lume pentru restabilirea ordinii publice. La fel cum se folosește și pulverizatorul de gaze mărit. Deci, așa. Deci noi am cercetat aceste evenimente, sau avem o concluzie a cercetărilor făcute. Cei care se fac vinovați de exces de zel în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu vor fi trași la răspundere, însă pot să vă spun că niciodată jandarmeria nu și-a propus ca în acțiunile pe care le întreprinde, acțiunile pe care le desfășoară pentru asigurarea ordinii publice pe stadioane, dorește să facă ceva ce excede prevederilor legale în vigoare. S-a făcut pe stradă, când am ieșit afară. Bun, stați o secundă, să mai avem un suporter rapidist, după care vreau să trecem la altă parte a emisiunii. Sunt un suporter rapidist și sunt și român în același timp și aș vrea să dau discuția puțin înapoi. Eu aș vrea să țin cu echipa națională, dar vă întreb ca suporter echipei naționale, mi se pretinde cu mițenie și mi se pretinde decență pe stadion. Cum să taxez eu ca bun român, ce doresc domnii conducători de la federație și de la ligă să fiu, cum taxez eu putreziciunea care la echipa națională din 98 încoace? Tăcere. Ce vrei să spui? Totul e putre la națională. Spune ce? Structură organizatorică, LPF-ul, oamenii din conducere, așa. Impresari, selecția care se face la națională, relațiile cu mass media, totul. Păi noi trebuie să ne îmbrăcăm în pelerinile acelea galbene cu sponsorul și să țipăm România. Asta doriți dumneavoastră la noi? A zis bine. Democrație, să-i dăm să termine ca să-i pot să-i răspund. Vă rog, domnul Dragomir. Păi ar dura, aș scrie nou romane cu ceea ce vreau să spun eu. Cum? Romane. Spune-le, domnule. Bun, hai să vedem.
Mai ai ceva de spus? Domnul Paraschivescu, am vrut să completeze. Da, vă spun. Singurul lucru care poate că ar trebui adăugat ar fi criza de rezultate. Păi de 98 încoace, nu ne-am mai calificat nicăieri. Din 2000. Din 2000. Ne calificăm 2000. Pe la litoral, pe la Cipru, pe la Grecia. Bun. Acolo ne calificăm. Pe plajă, bun. Domnul Dragomir, vă rog. N-am terminat. Da, m-am încălzit. Spus, sunt termine. În încălzire acum, n-am terminat. Da, terminat. Bun. Termină, ca să poți să vorbești. Referitor la măsurile dumneavoastră draconice de stârpire a violenței pe stadioane, nu pot să fiu decât de acord cu domnul Paraschivescu. Violența naște violență. Să cunoaște că nu știți fenomenul tribunelor și că a stat în loje și pe un hotel. Mulțumesc! Deci, domnule, răspundeți că plânge Gigi pe cale. Să tragem o co... Să tragem o concluzie după mintea dumitare. Dacă nu sunt rezultate, trebuie să-i omorâm. Să rupem stadioanele, nu mai... Domnule, nu mai vorbi, că eu nu te-am întrerupt. Deci, după mintea dumitare, dacă nu sunt rezultate... Domnule, rezultate nu sunt, că s-ar putea să fie o generație mai slabă. Pentru asta trebuie să-i omorâm, să rupem dumneavoastră scaunele, să se rupem între ei. Păi ce gândire asta, domnule? Asta e gândire de criminal, domnule. Dumneavoastră e gândire de criminal, nu de om. Adică cum să spui, dacă e o generație mai slabă, trebuie să omorâm? Să omorâm stadioane? Să dăm foc la stadioane? Să dăm foc la toată lumea? Că o generație nu dă rezultate? De unde mă trezit, mă, oameni buni? Domnul Dragomir, cred mai repet toată întrebarea, mai repet-o, că nu cred că a înțeles-o, domnul Dragomir. Ceva... Stai un secundă, stai un pic, domnul Lățel, domnul Gil, ce-ați pățit? Nu se mă șterg ceva, că am trebuit. Asta e fără precedent, auzi, cică, nu sunt rezultate, o vorbesc de o... Permite să vă răspund. Ce trebuie să le spargeți capte, să-i omorâți? Permite să vă răspund. Așa. Bun. Aș propune băieții de la Steaua, o să vorbim și cu băieții de la Dinamo, să pune bandă la ban, să cumpărăm câteva sute de scaun. Bun. Nu v-ați face decât datoria, pentru că voi le rupeți, voi trebuie să le puneți. Și mai am acum, cine are o batistă, vă rog? Aveți o batistă, vă rog? Și mai am acum o... Domnul Becali, să nu rupeți scaunul, domnul Becali, să nu rupeți scaunul, aveți grijă. Da? Și era, mai răspund la încă o... M-a întrebat, la o întrebare. Da. Că la violență să nu răspunzi cu violență. Domnule, peste tot în lume, ce ai vrea dumneata la violență? Dumneata vii și îmi dai doi pumni și eu să te pupă nas, că e frumos. Deci, ai și nas frumos, să te pupă nas, că îmi dai dumneata. Bun. Ce ai vrea dumneata? Ce ai vrea dumneata? Să-mi dai, dumneata, să-mi dai mie cu scaunul în cap. Ăsta polițist? Jandarm? Dumneata, să-mi dai, dumneata, să-mi dai cu steagul în cap și eu jandarm, să viu te pupă în nasul ăla frumos al dumneavoastră. Da, o secundă, vă rog. Bun, domnul Dragomir, da... V-ați luat de nasul omului, nu-i frumos. Nu, domnule, că e, e chiar simpatic, domnule. Ce v-ați clătinat puțin. Bun, poziția noastră s-a clătinat puțin, așa, simpatic, nesimpatic, cum sunt eu, nasul mic, mare, nu sunt Robert De Niro. Adică eu cu clătinatul mă clătin de vreo 35 de ani. De când aveți grijă la scaun, să nu rupe scaun. Dar numai...
nu cu scaunul, nu cu scaunul. Pe de altă, bun. Pe de altă parte, scaune cumpărați la Ghencea. Ia să cumpărați scaunele care le-a adus. Care l-a adus pe Dinamo, care l-a adus pe Ghencea. Aș vrea să mă depărtez puțin de tărmul acesta. Da, ideea acum revenim puțin mai serios și ați lovit pe cineva în cap cu scaunele alea rupte? Ce aș vrea să spun? Eu mut puțin pe tărâmul, de pe tărâmul Bășcălie. Merge la serios. Fotolii acum. La fotolii. Aveți serios acum. Vorbim din anul 85, de pe Heysel, pe stadioanele europene să iau măsuri organizatorice, nu de violență, din anii 80. Și s-a ajuns în 20 de ani ca englezii să nu mai fie gardul acela. Nu, pe nu prea cunoașteți fotbalul am internațional. Am văzut în Italia, acum 2 ani. Ați văzut și în asta, exact ce spune. Da. Cred că dumneavoastră ați vorbit... Cred că te uiți la alt televizor, dumneavoastră, domnule. Dumneavoastră te uiți la alt televizor, cred că ai... Ați vorbit cu satrapii Europei la Bruxelles. Bun, bun. Două becalii. Dar ce v-ați amuzat, dumneavoastră, cu scaunele astea? Păi n-am scaune, rupte, normal. Domnul Turcu. Câte scaune de astea ți-a înlocuit pe Dinamo? Ei, domnul Geal cunoaște destul de bine că raportul a fost făcut de noi. Probabil sute de scaune, nu pot să fie. Dar problema e alta. Vă rog. Deci, o injecție, dacă aveți pe Dinamo Becali. Nu e vorba de injecție. Vă rog. Deci, cum a zis și domnul suporter al echipei Rapid, da, e normal să fie un parteneriat între jandarmerie, noi cluburi și suporteri. Clar că în 20 de ani, cum a spus, îi dau dreptate, probabil că s-a făcut pași ușor, mărunte, s-a ajuns și noi tot acolo. Dacă jandarmii, normal... Dacă jandarmi aruncă vânt, o să culeagă furtună. Asta e părerea mea personală. Și dacă jandarmi o să arunce vânt, culeg furtună. Bun, stai să ne oprim un pic. Și atunci părerea mea... Domnule, noi am chemat jandarmii, salvarea n-am chemat-o, dacă mi-e frică să nu pătiți ceva. Bun. Zic că las pe Gigi Becali puțin, pentru că el are niște crize de râs. Da. Toată lumea știe. E... Serios? O știe și Mitică. Bun. A vorbit un om cu scaunul la casă. Da. Bun. Bun. Haide. Haide să... Au zis că dacă l-am pune pe Gigi Becali să râdă așa pe stadioane, n-ar mai fi violență, că nu mai au cât să ia scaunele, să le rupă. Nu mai rupe niciun scaun. Bun. Bun. Dacă ar râde toată lumea și nu ar fi acte de huliganism, ar fi foarte frumos. Dar când cineva susține și că toate aceste acte de huliganism ar duce către bine, către frumusețe, că de ce să... De ce să nu... Bun. Bun, luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem în câteva clipe după o scurtă pauză. S-a vorbit despre violență mult și pentru că muzica este un instrument bun de a se face pace. Imaginați-vă la concertele mele să se rupă scaune. Ar fi interesant. Auziți? O să vă cânte acum Emi Dansul Săbiilor. Atât. Atât, așa puțin? Nu să bat mai mult? Nu e bună violența, nu e bună. Ne întoarcem la ce vorbeam. Domnul Becali, totuși Naționala, spuneam, a fost umilită. Coman, se spunea că a fost înjurat, s-au tras, cum se cheamă alea, cornete. Nu credeți că, până la urmă, dumneavoastră vorbiți mult de patriotism, de... Domnul Mi s-a părut o lipsă de patriotism. Mi-a fost rușine de multe ori că sunt român atunci când am văzut ce imagine dezolantă era acolo. Și repede, devine poate că suntem domnul toți. Muralu, și Naționala, eu și probabil, noi. Dacă ați citit presa, probabil ați văzut că ați citit că eu chiar am vrut să ofer stadionul echipei Dinamo, pentru că m-am gândit atunci, domnule,
dacă n-are echipa Dinamo unde să joace, o să ne facem de râs în Europa, o să zic că, uite, o echipă din România a accedat în Liga Campionilor și n-are unde juca, joacă, cum spuneau ei, în Pakistan și nu știu ce. Și atunci am spus, domne, ne facem noi România de râs. Și atunci am oferit-o, am spus, și e și un semnal de a îngropa securea războiului între galerii, să spun, văd dacă Becali, uite, a terminat cu răutății, uite, dă stadionul în care a investit bani, echipei Dinamo. Am zis că... Da, de ce probabil... ați refuzat, domnul Turcu? Dinamo a refuzat, mi s-a părut de frică, de cornete. De ce? Pentru că cornete, în continuare, ce... probabil. Nu, nu. Hai să lămurim lucrurile foarte clar. Deci nu e un stadion, exact. Păi de unde bani? Da, să bage și statul bani. Deci lor le dă statul. Nu ne-a dat 14 milioane. Vă dat de la buget? Am citit azi. Și mie vreau să bag 10 milioane banii mei, dar nu-mi dă stadionul. Deci lor le dă și stadionul, le dă și 14 milioane, dar mie lui Becali nu-ți dau nici stadionul să bagi banii tăi. Nu, hai să asta e mai corect? Da, se schimbă vremurile, stai tu liniștit. Nu, se schimbă vremurile. Hai să lămurim problema, sincer. E un proiect care e în jur de 14 milioane, dar nici într-un caz nu este aprobat la 14 milioane de euro. Dar nu este banii de la buget. Nu este aprobat. Îi dați voi banii? Nu, nu este aprobat. Dar cine-i de banii? Deci, repararea stadionului, modernizarea de fapt. Deci cine-i de banii? Vom vedea. Ducată e baza, nu e baza noastră. Cine pune scaune? Dacă găsim partea juridică, ne dea în continuare, discutăm de bani. Nu ați investit bani pe casă la altcineva? Nu ați avut un contract de concesionare? Domnul Turcu, eu n-am treabă cu dumneavoastră și foarte bine dacă s-ar investi bani chiar de la buget să se facă. Dar mă doare și pe mine suflet, stai bă puțin, adică cum? Eu nu mai, nu, ce sunt, copilul vitreg al României, adică la ăștia, că e Ministerul de Interne, le dă și stadionul, mai dă și de la buget bani 14 milioane. Da, și eu concesionare pe 49 de ani. Cine? Dumneavoastră. Eu nu l-am decât pe 2 ani, mai mâncă un an. Și eu am băgat 2 milioane acum. Și mai vreau să mai bag încă 10 milioane, dar nu mă lasă să bag. Că stai, domnule, noi nu-ți dăm voie să bag. Deci fiecare club, domnul Becali, fiecare club are politica lui. E foarte clar. Noastră aveți politica noastră, noi avem politica noastră. Nu, e altceva. Noi avem un partener cu Ministerul de Interne, pe clubul sportiv Dinamo, asta e totul altceva. Suntem chiriași, iar un proprietar trebuie să-și repare casa ca să-și plătim chirii. Care-i problema? Stai puțin, nu, eu n-am spus. Proprietarul să-și facă casa, nu noi. Noi venim păi eu cer proprietarului să-mi dea voie să investesc în casa lui și să devină proprietatea statului, că așa am contractul. Noi dorim eu investesc 10 milioane și sunteți voi proprietari. Nu eu, că n-am nevoie, că nu duc stadionul la Pitera. Dar nu te lăsăm pe Becali. De ce? Că uite așa, că nu vrem noi, că tu tot timpul vorbești de acolo. Bă, vorbești de aia, bă, de aia. Noi suntem la putere. Deci nu-i problema aici. Casa proprietarului trebuie să se repare. Dar mai durează vreo 2-3 ani și după aia o să fiu eu la putere și o să semnez singur, eu. Diferența între noi și noastră. Bravo. Mă dai și faci nou stadion. Domnul Dragomir, vedeți că noastră a spus la un moment dat și eu cred că de aici vin și spiritele astea încinse. Ați vorbit de foarte mulți bani. A spus că anul ăsta Gigi Becali va câștiga cu Steaua 8 milioane jumate sau altceva. Păi numai până acum am câștigat. Din Liga Campionilor. Până acum am câștigat 7 milioane jumate. Numai până acum. Deci 400 plus 6, 5 milioane plus vreo 2 jumate pe bilete și cu ce am mai luat. 7 jumate numai până acum. Bun, nu credeți că din... Nu credeți că din cauza banilor mulți s-au încins spiritele? Nu, politica clubului Steaua a fost foarte bună. Nu, da. Și în a achiziționa jucători și în a amenajarea unui stadion, care, eu spun acum cu tărie, că îi pune tălpi, nu știu cine, lui Becali, i-a luat și pământul unde trebuia să facă o parcare, cerută de FIFA și UEFA, i-a luat pământul și nu i-l-a dat. Trebuia să-i dea, când i-a dat stadionul, degeaba îi dă stadionul. Stadionul este impracticabil dacă nu-i dă pământul din jur să facă parcare. Pe și Dinamo unde face? Sub spital? Are, are, are în spate. Aveți, are în spate. Are velodromul în spate. Are orizontal. Sigur că da. Are. Bun, dar eu vă întreb de ce spuneam de bani. Mie mi se pare că miza asta, care e peste tot, o vezi în presă, o vezi între oamenii de fotbal. Bani nu poți să faci nimic. Între conducători. Nu, dar mi se pare că anul ăsta vor fi, sau anii ăștia, vin bani de vreo 10 ori mai mult. Cine e răul ăsta? Nu, n-ați înțeles. Nu cumva, de fapt, toată atmosfera... Păi dacă aduce bani în România... Acum, după ce m-a dus bani Stelei, mai aduc și bani și nu Dinamo, că ei nu intră niciodată în Liga Campionilor dacă nu era la Steaua. Niciodată. Câștiga 10 ani la rând campionatul în România, dar dacă n-aveau, făcea Steaua puncte, la revedere. Și rapid. Treceau ei vreodată de grupe. Bun. Treceau ei vreodată de grupe? Și rapid, da. E adevărat, și rapid. Domnule. Și datorită rapid, acum Dinamo o să câștige bani dacă o să joace. Dar întrebarea era alta. Dar nu-i drept, nu cred că o să fie așa. Vă rog, domnule. Mi-a răspuns la întrebare. Fotbalul din ultimii 3 ani este pe o curbă ascendentă. Atât la nivel de club, cât și la nivel acum de echipe naționale, de la juniori în sus. Pentru că în ultimii 3-4 ani s-a muncit bine și se muncește bine la fotbal. O singura problemă
care o avem, o avem o problemă disciplinară. Atât la nivel de echipă. Dar ați evitat întrebarea mea. Nu ați evitat-o. Eu întrebam altceva. Dom'le, eu sunt convins, asta cred eu, că de fapt toată bătălia asta și toată energia dacă asta care se consumă... Bun, nu erau bani, nu, domnule, dar acum e bătălia pe bani. Vin banii și trebuie să ne batem pe bani. Dacă n-ai echipă, cu ce te bani? Becare, drumule, domnule, dacă n-ai echipă, cu ce te bani? Păi nu, 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 știi ce cred eu acum? Dumneavoastră, de exemplu, suspendați terenurile, dacă suporterii sau dacă nu, nu suporte, nu, dacă dăm, unii... Dăm de punctare, trei puncte. Păi de punctare, în felul ăsta, dumneavoastră... Acum, puteți... Politica UEFA nu e politica noastră aici. Era, e politica... S-a judecat după. Dacă, de exemplu, dumneavoastră puteți hotărâi, de exemplu, eu bag 10 suporteri, îi plătesc și zic, bă, mergeți la Rapid și faceți-le atmosferă. Suspendați sau depunctați echipa și în felul ăsta nu o să ia Rapidul campionatul în veci. Sau Steaua la fel. Asta legea, asta vă spun eu. Cum au făcut-o ei legea? Cum au făcut-o? Păi au făcut-o tot ca să poată să dicteze campionatul. Că dacă cumva se apropie Dinamo, Steaua de Dinamo și dacă are un punct asta în plus... Asta e presiune pusă asupra federației. Asta este o presiune pusă asupra federației. Deci hai să lămurim un lucru. Acum că e din ceva. Domnul Morar. Vă depunem pe seara. Domnul Morar, hai să lămurim pe totul de acum. Să stea liniștiți. Bun, hai să vedem, domnul Turcu. Bun, hai să lămurim. Domnul Turcu, vă rog. Deci, domnule, încă o dată, Ministerul de Interne este tot separat față de clubul FC Dinamo. Da, da, de-aia fotbalul vine, este... De-aia a venit domnul ministru Baca la investiari la Dinamo. Domnule, încă... De-aia a venit în vestiari. La acolo, la cantonament. Domnule, vine să-și vadă proprietăți, domnule, baza dumneavoastră, unde avem închiriată. Care e bine aici? Domnul Morar. Chiar, deci, încă o dată, noi suntem un club privat. Nu e rău în asta. Să ne apropiem de politicie. Dar cum vine asta? Eu nu zic că e rău în asta. Dar într-o parte vine ministrul și încurajează și echipa. Și toată baza o dă. Și în partea cealaltă, la Steaua, Becali trebuie să lupte cu toată lumea. Păi sunt el de partid. Era suspendat. Era suspendat. Da, bravo. Era destituit. N-avea nimic suspendat. Dar nu astea lider de partid. Vreau singur, da? Doi, domnul Morar. Domnul Morar. Domnul Becali, vine Băsescu. Fotbalul la Dinamo este votat, vreau și privat, nu are nimic. Eu am înțeles, dar altceva vreau să spun. Nu credeți că miza, bătaia asta aprigă. Eu am văzut că e cam politică acum și zic, dom'le, dacă s-a ajuns și la fotbal cam politică, înseamnă că e cașcaval de ras și în fotbal, în sfârșit. Că la politică dă-i miza asta și certul ăsta, că au băieții ce fura, au băieții ce împărți și mă gândesc, dom'le, și la fotbal au ce fura. Păi nu facem investiții, dom'le, ce să fur din fotbal? Eu ce să fur? Păi dau un exemplu. Cine fur banii mei din societate să-i nu tot ai mei? Nu, dar dumneavoastră s-ar putea, de exemplu, sau alt club, nu numai dumneavoastră, sau Dinamo, din cauza suporterilor sau așa zișilor suporte sau a violenței, să nu mai pupați în veci locul întâi. Nici Dinamo, nici noastră. Niciodată Dinamo. Nu o să fie niciodată depunctată Dinamo. Păi de, facă... la ora actuală jucăm în etapa următoare pe Republica noastră. S-a luat aceeași măsură cu noastră și rapid. Păi nu e drept asta. Bun. Hai să vedem. De ce? Păi nu e drept. De ce? Pentru că Steaua n-avea de ce să zice fără public. Și Dinamo de ce luat și fără public? Pentru că a făcut ce a făcut. Păi și jandarmii și paza care o plătim soate de pază și s-a întâmplat. No, deci le-am făcut un devis pentru meciul cu Faro. Ați avut cea mai proastă organizare. Hai să punem înăutate acum pe voastră. Pentru meciul cu Faro am făcut un devis de cam 5.000 publicitate, bilete. Nu o să înaintăm jandarmerii. Ei să-mi plătească acești bani pe care nu i-am plătit în meciul ăsta. Băi, câte scaune ați? Bun, bun, bun. Nu n-am niciun scaun. Bă, da, sunteți... Nu, aș vrea să-i întreb pe... Se întrebe colegii mei din presă dacă dacă nu cumva vi se pare că... Domnul Turcu a înțeles greșit problema. Că nu jandarmeria este organizatorul competiției de fotbal în România. Iar obligativitatea de a asigura măsurile pentru desfășoarea în bune condiții unui meci, l-are organizatorul. Organizatorul este clubul. Organizatorul este spune asta. Da, vă rog. Dar sunteți plătiți de noi pentru chestia asta. Luați bani mulți să vă faceți datorie. Corect, dar pentru deci, cluburile vă plătesc. Dumneavoastră nu veniți acolo că sunteți salariați la stat. Neapărat. Sunteți veniți acolo că sunteți plătiți de noi de cluburi și pentru asta trebuie să vă faceți datorie. Vă rog, domnul, să răspundă domnul. Și-am plătit și scaunele. Deci cluburile au niște. M-ați omorât, domnul președinte. E bun de plată, nu? Deci cluburile au obligații să asigure niște condiții. Am asigurat condiții pe noastră. Să ne asigurați paza și ordine, altceva ce putem să facem. Numai o secundă, să punem la punct această treabă. Noi am luat acum Federația și Liga Profesionistă măsura de depunctare a echipelor. Dacă o greșesc galeriile, se depunctează echipa. Pentru a vă ajuta pe dumneavoastră, domnul general. Vă spun de acum, pentru a ajuta jandarmeria. Jandarmeria. Noi plătim. Au zis, da, să vă spun eu, că să vedeți cât de mult ajută jandarmeria, Liga și Federația. Liga Modestă. Urmează să pentru că la ora actuală, poate Steaua ar fi singurul stadion care ar
ar îndeplini condițiile să asta se desfășoare un meci de fotbal. Camere de luat vederi cu tot. Aici este un prestator de serviciu. Astăzi este un prestator, un prestator angajat de noi să vă faci datoria. Noi clubului plătim. Domnul președinte, alege pot să spun. Domnul Sică Pușcoș, vă rog. Jandarmeria română nu primește niciun ban. Banii se duc la Ministerul de Interne. La bugetul statului. La bugetul statului, mă scuzați. La bugetul statului. Pentru investiții în bugetul România local. Hai să lămurim. Nu, dacă ai tot cum ați spus. La bugetul României, două lucruri. Dar dai greșit. Nu, să spune. Hai să lămurim. Domnul președinte. Să confirme sau să infirme. Pe domnul Turcu să răspunde. Vă rog. Două lucruri. Încă o dată, pentru investiții, bugetul României nu aparține de Ministerul de Interne, da? E buget special pentru investiții. Fie clar, dacă știm legea investițiilor, dacă vorbim de reparație, de asta vorbim de altceva. No, și lista, intră în salarii, probabil. Nu, să-i răspund eu, domnului. Vă rog, domnule. Vă rog, domnule. Lucrurile sunt private. Da. Iar jandarmeria este întreprindere de stat, abilitată să-și facă datoria în asemenea situații. De ce ia bani de la societăți private dacă nu-și face datoria? Ca toți domnule, lăsați să vă spun eu mai departe. La bugetul statului. Păi din ce ia salariu? Domnule, din ce ia salariu? Din banii care îi dăm noi, domnule. De la buget. De la buget. O parte, dar o parte se duc la buget și ia Dinamo să pună scaune. Ia steaua, domnule, că la buget național. Îl duci și la armată. Deci bugetul național. Maria, răzbani. Băi oameni, băi. Dumneavoastră vorbim de un buget care habar n-aveți ce ăsta. N-are cum să ajungă banii aceia. Are dreptate, stați un pic. Trebuie să fiți nebun să gândiți treaba asta. Ce aveți? Domn Dragomir, are dreptate, stați un pic. Are dreptate acum, stați un pic. Clubul plătește, banii se duc la buget. Absolut. Și oamenii ăștia și au salariile și dacă nu se dispută meciuri de fotbal în România, corect? Dar, dar ar avea atâția bani dacă n-ar primi bani de la noi, de ce nu face gratis asta? Cum se procedează în alte țări ale lumii? De ce nu iau o grămadă de bani pentru treaba asta? Bun. De la privat. Sunt instituții, cum este armata, poliția, așa? Primesc bani de la buget și alții. Bun, dar domnul, nu înțeleg. Statul nu poate să funcționeze, domnul Dragomir, fără aceste instituții. Vă mai repet încă o dată. Dânșii iau bani de la societăți private, adică de la noi, să-și facă datoria. Corect. Nu vin dânșii să-și facă datoria că iau bani de la bugetul domnul statului. Domnul președinte, credeți că noi n-avem alte atribuții în această seară decât să mergem pe un stadion? Nu, domnule, intră în atribuțiile dumneavoastră de serviciu. Ce vorbiți, domnule? Cu cine vorbiți? Intră în atribuțiile dumneavoastră să asigurați pacea și ordinea publică. Așa, dar nu pe stadion. Ce vorbiți de peste tot, în toată țara? Nu, păi așa da, în afară stadionul, dar nu pe stadion. Dumneavoastră sunteți obligați să asigurați baza, ordinea publică, atât pe stadioane, cât pe străzi, oriunde. Pentru asta sunteți plătiți. Și pe Mitică Dragomir să-l colonel. Bravo, domn colonel. Asisteți colonel, domnul. Pentru asta sunteți plătiți și n-ar trebui să mai luați bani de la cluburi. Bun. Luați o grămadă de bani. Știți câți bani luați? Câți? Enorm. Cât se plătește? Milioane, domnule. 10 milioane, domnule. Cât costă un meci? 10 milioane, domnule. Ia spuneți cât ați luat, de exemplu, la meciul Dinamo Steaua. Haideți, spuneți pe post, că nu e un secret. E, cum să nu știe? Nu e șeful jandarmeriei? Ce Dumnezeu? Poftim? Câți bani? Contractor. Așa. Știți cum se organizează un meci de fotbal? Din punct de vedere al asigurării mășinilor. Din punct de vedere al asigurării mășinilor. Bun, stop. Deci există... Din punct de vedere al jandarmeriei? Da. Deci, spuneți-mă publicului, să afle publicul. Deci există ordonanța 11, așa, privind prevenirea și combaterea violenței în sport, care a fost aprobată de Parlament prin legea 299. Da? Și acolo sunt prevăzute exact ce trebuie să facă organizatorul. Noi nu vă cerem nimic decât să vă sunteți organ abilitate să vă faceți datoria. Nimic altceva. Doamna, nu facem plan comun împreună. Nu facem plan împreună comun. Da. Nu facem plan comun. Dar nu mi se pare corect. Acum stați un pic, că punem totul în cârca jandarmeriei. Nu, ajutăm. Știți de ce? Pentru că presa îi timorează pe jandarmi. Văd că dumneavoastră l-a spus la colț pe domnul general. Nu, nu ne timorează nici presa, nici... Nu suntem timorați. Atunci faceți-vă nene datoria, dacă nu vă timorează.
Domnul președinte, o să vedeți că ne face datoria. O să avem într-o etapă 2-3 meciuri care se pot desfășura din punct de vedere al asigurării condițiilor care sunt cerute de lege. Vreau să întreb, aplicați legea, domnule. Aplicați, domn general, aplicați legea, domn. Aș vrea să vă întreb, să întreb pe colegii mei din presă dacă aveți impresia că au crescut banii. Sunt foarte mulți bani și de-aia e scandalos. Mie așa bă, mi se pare. Aveți o obsesie, știu ce anițoia și ăștia cu banii, băi. Nu, dumne... Bă, aveți o obsesie. Care dumne că au crescut, sunt milioane. Și ce dacă au venit banii, băi, trebuie să-ți ia mințile, băi. Băi, e important cine intră. Aveți dreptate. Influențează și asta. Știți de ce influențează? De ce? Nu, fapt, galeriile nu se bat pentru asta, dar având în vedere suma care se manevrează dacă se câștigă campionatul, adică banii care se câștigă dacă accezi în Liga Campionilor milioane de euro, se fac manevre. Ba cu arbitri, ba aranjamente și atunci suporterii echipei Rapid sau Stelei, dacă nu este arbitrată echipa corect, deci influențează și arbitru, atunci bineînțeles că hai, sunt intrigați. Domnul Becali, domnul Moraru, da. Să fac acuzații unui președinte de cluburi că să fac eu știu, nu știu ce necurat. Eu, din punctul meu de vedere, dacă au dovezi, le-i spună domnule. Domnule, l-am prins pe cutare, a luat de la cutare. Așa pot să spun și eu noastră, domnule, nu mai acuzăm acum. Știți care e dovada? Problema alta, domnul Moraru. Vă spune, știți care e dovada? Cluburile au început să investească în fotbal. Asta e principal. Domnul Becali a dat un exemplu, că acum ar fi felicit acum. Domnul Becali a făcut investiții. Dovada e fragrantul, faceți-l. Nu dovada, știți care e dovada? Că acest domnule care îi prindeți-l... Păi uite care e dovada. Da. Că conducătorii lui Dinamo și dumneavoastră mergeți cu taburile. Păi dumneavoastră... E lumea intrigată de lucrurile astea, probabil. De ce mergem cu taburile? De ce mergem cu taburi? Care a rămas mentalitatea veche, care undeva a venit că milițienii i-au arestat și i-au bătut pe timpuri, care erau indicați. De aici, domnule, ne asimilează pe noi. Domnule, e normal, ne asimilează Dinamo cu poliția. Noi nu avem nimic nici în mână. A, deci voi sunteți mâna în mână cu jandarmeria. Nu avem nimic comun. Ne asimilează care nu avem nimic comun. Nu avem. Bă, dar domnul Becali, sincer acum, totuși, acum, dumneavoastră, Dinamo trebuie să... toată lumea, cred că spune, Dinamo joacă cel mai bun fotbal din campionatul Inter, nu vi se pare? Ei fac probabil arangamentele astea care le fac, vor să ia campionatul neapărat, deci că au nevoie de bani. La mine ce contează 7-8 milioane de euro? Eu vreau să joc fotbal. La mine nu contează. Ei contează, că dacă ați luat milioane. Domnul Moraru, noi am făcut investiții și investim în jucătorii noștri care prins primele și astea. I-am motivat. Câte milioane ați investit anul ăsta? Poftim? Câte milioane ați investit anul ăsta? Domne, treaba noastră, în clubul nostru, știți să spun ce investiți? E treaba mea, nu? Care-i problema? Domnul Moraru, în ultimii 3-4 ani de zile, majoritatea, eu știu, din Steaua, Dinamo și Rapid, inclusiv Timișoara, mai nou, Clujul și chiar alte echipe au început să investească în cluburi. Și lumea a început să se vadă rezultatele. Asta e principal. Drept este că echipele în ultimii 3-4 ani au băgat bani mulți, asta atât în jucătorii pe care i-au oprit în țară, de aici vin rezultatele, cât și prin jucătorii care i-au adus în țară. Domnul Paraschivescu, aveți impresia asta că sunt bani mulți și atunci interesele sunt mari? Poate și jocuri de culise, nu știu. Cred că e aproape o certitudine, nu impresie, sunt cifre care s-au vehiculat deja. Orice echipă, cazul Stelei, care ajunge în Liga Campionilor, evident că își depășește plafonul pecuniar. Și cred că aici e bine să nu omitem un alt lucru. Este cazul Stelei acum, este cazul altcuiva peste alți ani. În banii ăștia intră, sau peste banii ăștia intră, o sumă enormă care provine din cumpărarea și vânzarea de publicitate. Și asta este o pârghie foarte importantă pe care nu cred că o putem omite. Dar credeți că se fac jocuri de culise, zici, bă, Becali ajunge, stați un pic. Stați puțin, publicitatea, deci nu ne ocupăm noi, totul organizat de FIFA și UEFA și ei iau bani. Nu, dar se generează bani foarte mulți, asta e de fapt. Banii creează bani. Și unde sunt bani? Domnul Moraru, domnule, pentru celelalte cluburi, nu pentru mine, că pentru mine nu contează 10 milioane. Contează pentru ei, că ei dacă nu câștigă, nu mai poate să țină clubul. Domnul Becali, intră în circuitul bugetul național, asta e problemă. Domnul Becali, noastră sugerați că... Asta a spus-o Voalat în mai multe declarații, că bun, ați câștigat campionatul, da, fiindcă n-a fost Gică Popescu, așa ați spus la un moment dat. Da, că dacă era Gică Popescu, n-ați fi câștigat campionatul. Da. Sigur, e de discutat mult. Da, câștigat Dinamo, vă spun și acum. Altceva vreau să spun. Și acum sugerați, mi s-a părut destul de dură declarația, acum sugerați însă următorul lucru, că acum, zice, gata Becali, ți-ajunge, stai cu minte acolo, acum urmează Dinamo, la anul Rapid, credeți că se poate întâmpla așa ceva? Mie mi-e greu să cred, totuși, că se pot aranja, domnul Dragomir cu domnul Sandu aranjează... Niciodată. Se vor face
Întotdeauna. Domnul Morar, niciodată. Asta vă spun eu. Nu, domnul Turcu e un om care... Deci nu știe, i-am spus. Deci domnul Turcu nu știe. Domnul Turcu nu știe despre ce e vorba. Păi nu băgați și mâine mâna în buzunar, domnule. Păi faceți-o cu la sfârșit, s-a cheltuit, pe arbitrii 500 de mii, poate partea ta, procent. Avem buget de venituri cheltuiel la început de an și atât aprobat în Consiliul de Administrație și în Atunări. Capitaliștilor, ce ați vrea? Capitalism fără capitaliști? Voi sunteți capitaliștii. Da. Voi țineți echipele, voi faceți afacerile și dacă veți câștiga din afacerile astea, sunteți foarte bine, sunteți deștepți. Ei, dacă veți câștiga și statul, proști. Toți, ei, chiar dacă ori câștiga 7 milioane din Liga Campionilor, tot nu o să poată lupta cu mine. O să luăm 10, 15, 20. Păi puteți, eu bag 40 de la mine de buzunar. Bă, și noi 60. Bun, o secundă, vă rog. Bun. Domnul Paraschivescu, vă rog. Dumneavoastră vorbeați de explicațiile pentru această atmosferă inflamată. Da, avem așa cele mai bune rezultate. Se pare că și la Națională încep să se miște lucrurile. Se pare, nu se mișcă. Sigur, nu e sigur, nu știu, nu sunt specialist. În momentul în care Costin Lazar stă în tribună și vede meciul cu Bielorusia, nu se schimbă multe, să știți. În momentul în care Claudiu Niculescu e introdus în minutul 92 ca să joace 40 de secunde, asta nu e semn de mișcare, sau e semn de mișcare, de regres. Nu de evoluție. Dar dacă am fi antrenori toți, fiecare ar avea alte opțiuni de echipă. Toată lumea ne pricepe. Da, astea sunt lucruri de domeniu evident. Noi ne pricepem tot, 22 de milioane, lucruri peste de domeniu evident. La un 3-1 cu Bielorusia, nu-l bagi pe Niculescu în minutul 92. Eu am văzut-o și pe Maria Andriez gândune tactica de joc la echipa națională. Vă spun eu. Eu n-am ambiții astea. Dacă ne-am pricepe înainte de meci, am fi oracole. Dar nu acceptați să luați o tactică de la Maria Andriez? O tactică? Ba da, o deci, tactică... Fiindcă e femeie, domnul Dragomir? Ba da, domnule, eu ce? Ce domnul Moraru, dar mai e ceva, adică poate că e un aspect trecut cu vederea. Dumneavoastră vorbeați de violență și de apogeul violenței care pare să fie anul 2006, dar să nu uităm că la explozia de violență nu s-a ajuns întâmplător. Există, cred, o cultură a violenței întreținută, printre altele, și de patronii de club. Chiar dacă unii s-au primenit, chiar dacă unii și-au schimbat atitudinea și comportamentul. Să nu uităm. Pare rău că trebuie să spun că domnul Dragomir a patronat cândva un ziar care se chema Atac la Persoană. Și sunt mândru de asta. Dar l-am vândut, mă rog. L-am vândut la tine. E dreptul noastră. Să nu uităm că un redactor al acelui ziar a pățit-o. Să nu uităm că s-a vorbit la un moment dat de făcut de labre un jos. Să nu uităm că domnul Becali a avut incidente contondente cu oameni din presă sau nu din presă. E, în momentul în care... Nu singur. Telefonice a avut multe. Nu telefonice. Nu. E vorba de pumni în falcă, nu de telefoane. Ei, lucrurile astea... Palmă, nu i-am dat nici cu pumnul măcar. Mă rog, atunci aveți circunstanțe dacă a fost. Bun. Ei, da. Nu vă gândiți că poate suporterul interiorizează tipul ăsta de comportament? Nu vă gândiți că dacă îl facem, pe suporterul ăla aurolac după Valentin Alexandru, drogat, bețiv și așa mai departe, suporterul acela devine ca un catâr, se pune pe picioarele dinapoi și nu mai vrea să se miște de acolo. Hai să vedem ce spun suporterii. Unu, aveți suporteri drogați, băuți, care vin la stadion? Băuți, cred că aveți. Dar de ce nu veniți de... să vedeți dumneavoastră? Nu uitați școala. De ce nu veniți dumneavoastră să vedeți chestia asta, să observați? Nu ne întrebați pe noi. Veniți, observați și după aia scrieți. Dar acuzați. De ce nu iau ceva bun de la oamenii aceștia și iau numai lucrurile rele acești suporteri? De unde știți că luăm noi de la acești oameni? Păi nu, dumneavoastră spuneați că poate din cauza lor se poartă suporterul așa, dar suporterul. De ce nu ia lucrurile bune de la domnul Turcu, domnul Becali, domnul Dragomir? De ce trebuie să luăm întotdeauna ce este mai rău? E adevărat, nu asta trebuie să dăm semnalul. De unde știu noastră, de unde luăm noi lucrurile acestea și care sunt lucrurile care le facem? Dar vă întreb așa pe suporteri. V-ați lăsat vreodată influențați, adică v-a luat valul când ați văzut că Gigi Becali dădea declarații dure la adresa dinamoviștilor? Sau... Noi nu putem să vorbim numele a zeci de mii, sute de mii de suporteri. Nu, personal. Voi personal cei care... nu. Eu consider că personal nu. De asta zic că, eu vă spun ceva, oamenii ăștia, moi la suporteri, mi se par că sunt oameni normali. Dar prea am ajuns acum să-i acuzăm pe toți suporterii, pentru că se spune de ultra. De la început am spus și nu, eu, majoritatea, nu. Deci nouă niciodată nu trebuie s-a acordat prezunția de nevinovăție. Noi nu trebuie să-i băneam în aceeași oală pe toți suporterii corecți, pentru că o parte... Poate cei care sunt aici sunt oameni corecți. Nu! Domnul președinte, de câțiva. O să ajungem să ne prezentăm pe stradă. Dorin Drogatu, Noni Pușcăriașu. Așa o să ne prezentăm. Pentru că dumneavoastră
Așa ne-ați catalogat. Jucătorii fotbalului românesc. Deci, numai așa ne vedeți, ne băgați pe toți în aceeași oală. Noi suntem drogații. Scoateți din rândul dumneavoastră pe cei răufăcători. Aurolaci. Și toată lumea o să vă facă intelectualilor ce sunteți. Domnul Dragomir. Vrem să ne facă, dar nu. Scoateți, vă rog, scoateți dumneavoastră platurile din fotbal și scoatem și noi ce avem mai rău. Are dreptate, stați. Dați-mi exemplu de un blat. Dați-mi exemplu de un blat. Dar eu nu v-am făcut drogat. Domnul Dragomir. Dinamo Ceahlău Piatra Neamț. V-am făcut huligan. Nu drogat. Dinamo Ceahlău Piatra Neamț. Ceahlău Piatra Neamț Dinamo. Nu, hai să lămurim. Să aresteze doi arbitri. Să aresteze doi, trei arbitri care fac aranjamente. Să aresteze doi, trei arbitri. Vă rog, domnul Dragomir. Să aresteze doi, trei arbitri și vă faceți locului. Bun. Deci, domnul Moraru, eu zic că lucrurile se vor așeza. Cum și România a trecut și Poica prin tranziție, vor trece și Polul prin tranziție. Clubule, vor da bani la arbitri să Domnul Moraru. Domnul Turcu, eu vă contrazic. Lucrurile ce vor așeza, eu am, sincer, o să noi mentalitatea conducătorică, o să fim obligați cu intrarea Europa. Se așează, dar cu victime, o să vedeți. Eu nu cred că se așează. Ce vreau să accentuez deocamdată, domnul Dragomir, domnule, omul pe la locul potrivit, dacă n-ar fi omul ăsta în fruntea acestei ligi, unii sunt orgoli atât de mari, până ar fi o nenorocire mare. Vreau să vă spun acum deschis. Mare înțelepciune să... Deci acest om va fi dat la o parte în momentul când se vor rezolva lucrurile. Până atunci, probabil că o fi 10 ani și ți-o dați o zbice singur. 10 ani mai stăm cu domnul Dragomir. Nu știu, șapte, domnul Moraru. Dacă n-ar fi domnul Dragomir, dacă domnul Dragomir n-ar fi la vârful ligii, știi, un conducător, să poți să, într-adevăr, să fie la masă, să... Fac o toleranță, unii cu alții, vă spun că ar fi mai dezastru. Trebuie să recunoaștem aici și cu toți. Dar o întrebare pusă în campania electorală, acum 2 ani, cu ce a greșit fotbalul ăsta de trebuie să fie condus tot timpul de foști milițieni? Hai să vă dau un răspuns, da? Deci foștii milițieni au avut parte, au condus și au fost capabili să organizeze. Asta e problema. Deci foarte milicieni au avut cartea, au spus că vin organizatori. Opriți-vă că nu s-a auzit ce a spus. Deci, domnule, dacă discutăm de milicieni, da? A fost foarte bun organizatori pe timp, da? Lăsați să-i răspund. Bun, răspundeți. Cu ce este vinovat publicul care citește... Stă pe scaun. Care citește că unii oligofreni au ajuns ziariști și unii derbede au ajuns ziariști și unele după ce în tur au ajuns ziariste și suntem noi suportați și noi toată lumea suportă și trebuie să avem suport această treabă. Pentru ce? Bun, domnul Dragomir, nu, aici ați văzut toată sala, deși nu sunt ziariști foarte mulți în sală, v-a dezaprobat. Nu, asta nu, da, asta e urât. Domnul Moraru, de aici pleacă violența. Uscături, uitați cel mai simplu exemplu. Domnule, uscături, nu asta, uscături sunt în toate domeniile de activitate. Sunt uscături. Bun. Da. Domnul Moraru, vă spun de ce are dreptate. În pres, eu am fost ziarist. N-am școală de jurnalism. Am încercat, mi-am dat seama că nu pot. M-am retras. Și te-ai făcut impresar. Și m-am făcut impresar. Acolo pot. Da. Acolo pot. Ai văzut că pot. Ați văzut. Dar, domnul Dragomir, n-a spus niciodată dumneavoastră care aveți școală de ziarist, de jurnalist, sunteți un huligan, nu știți nici măcar... Eu am avut treabă cu huligani și cu... Nu, nu a generalizat, poate greșit, nu a specificat exact ceea ce trebuia. Nu are legătură cu galeria lui Steaua, nu are legătură cu galeria dinamovistă, are legătură cu câțiva care, exact cum ați spus, văd meciul cu spatele și fac ceea ce fac. Într-adevăr, este vina lor, domnule șef de galerie, pentru că ați putea foarte ușor să opriți aceste acte, să nu se ajungă aici. Da, așa este. Nu, așa este. Domnule Becali. Și ar ușura munca jandarmeriei. Să vă dau un exemplu. Dumnezeu, una e când dă gol Mutu, alta este când dă un gol Voanchiș cu Condeiu și altă, domnule, când vine un nei ca nimeni și face și un faul de zrupe piciorul sau și scrie de zrupe pixul și n-a văzut 3 jocuri în viața lui. Dom'le, trebuie să facem puțin diferențiere, domnule. Dom'le, mie de omul acesta, domnul Paraschivescu, mi-este și rușine, domnule. Vă spun cinstit, eu n-aș putea să-l jignesc pe acest om. Să vă spun. Că este... Vreau să vă spun cinstit. Uitați-vă la domnul Boanchiș. Yeah. Domnul Boanchiș
cred că a scris despre mine mai mult ca despre toți din această sală. Dom'le, odată nu l-am jignit. I-am zis câteva cuvinte, dar nu să jignesc. Dar niciodată nu am spus că Boanchiș nu este un mare ziarist. De ce, domne? Pentru că așa este, domne. Da, doamna Mariuca. Numai o secundă. Așa și de galerie. Da, domne, majoritatea galeriei. Da, doamna Mariuca. Domne, e insignifiantă. Nu, stați un pic, domnul Dragobin, stați un pic. Dar ce aveți, domnule, stați un pic, eu meciul ăsta cu Maria îl văd am de zile. Ce probleme aveți noi cu Maria? Cum are dânsa dreptul la opinie, am și eu dreptul la opinie, domn. Dar de ce nu așa, doamnă? Păi zice, vă dă treabă, doamne, dacă ești bărbat adevărat, știi să respecti o doamnă și știi să respecti o căsătură, nu e cazul dânsei. Dar... Maria, de ce e meciul ăsta? L-am observat, meciul ăsta între tine și domnul Dragomir, că e de mult timp. Ce ați avut? Ce conflict? Pentru că m-a jignit nevinovat. De fiecare, nu există lună să nu mă jignească nevinovat și n-a văzut 5 meciuri în viața dânsei, nu se pricepe. Ne dă și tactica de joc. Dom'le, să dea, dom'le, tactica, Boanchi, să ne spună, să ne critique. Eu știu, Ioan Ițoaia. Dar totuși să știți că ați folosit vis-a-vis de ea niște cuvinte. A, nu, vis-a-vis de ea, stai un pic. Sunt niște apropouri, nu, totuși sunt apropouri foarte la decoltate. Nu sunt apropouri la ea. Este invitatea lui Radu Moraru de față, dom'le, cu 100 de dom'le, bărbați. Nu, dar când dânsa m-a făcut pe mine milițian, eu am făcut la apelul de seară. Eu n-am fost milițian, am fost președinte de club. Am vorbit despre realitatea, domnul Dragomir. Și eu tot de realitate vorbesc în șară. Dumneavoastră sunteți o realitate în fața mea. Da. Așa? Bun. E, asta deja e o metaforă, domnul Dragomir. Deja m-ați ridicat. Bun. Domnul Dragomir, deși mai sunt insignifiantă, sunt o realitate, nu? Da, o insignifiantă realistă. Maria, foarte bine că spicesc. Îmi place de Maria. De ce deosebit suntem, domnul Dragomir? Am alunecat o popantă și nu ne dăm seama. Noi am venit aici să facem pace și reconciliere și văd că facem... Și eu, domnul, chiar vinovat de asta. Domnul Becali, cine v-a sunat? Că v-a sunat Tatulici, domnule. Aici nu facem pace și reconciliere. Poate la Tatulici noi. Bun. Nu, ideea e că vreau să discutăm pe față. Avem, vă rog. Probabil deranjau domnul Dragomir, sunt un cititor al Gazetei Sporturilor. Domnișoara Andrieș e foarte combativă, știți cum zicea Caragiale? Combate, domne. Dar asta îl deranjează, combate. Combate. Dom'le, dar vreau să vă întreb ceva, stați un pic. Eu vreau să-l întreb pe cel mai sexy domne, și frumos. Dom'le, dacă nu te asemeni, nici nu te... Nu fiți invidioși până noi, arătăm amândoi bine. Nu. Vedeți? Vedeți? Eu l-am apreciat. Vedeți? Eu am apreciat pe Boanchiș, de exemplu. Dumneata o apreciez pe dânsa. Asta e diferența între mine și ca dumneata. Gazetar. De-aia eu sunt președinte la Ligă și dumneata ești la galerie. Asta e diferența între noi doi, vedeți? Bun, dar haideți să vă spun ceva. Bun. Ia de... Bun. Vă rog. Îmi pare rău, avem obiceiuri de milițieni. Câțiva copii răi, copilașii voi buni, scoteți-i în fața clasei și o să vedeți că o să fie clasa bună dacă îi scoateți. Aceștia referitor la huliganii din galerie. Aveți obiceiuri de milițian, nu vă rupeți de ele sub nicio formă. Așa este. Așa este. Așa este. În mine zace ordinea și disciplina. Deci vedeți că aveți... Bun, dar acum vreau să vă spun ceva. Nu, vreau să vă fac o dezvăluire. Eu am reușit în timp, în vreo 2-3 ani, să vorbesc cu toți cei care conduc primele echipe astea din divizia, sau cum îi spune, Liga Națională. Liga lui Mitică. Și știți ce mi-au spus toți? Că am înțeles că, până la urmă, asta contează. Dom'le, Dragomir e cel mai bun președinte de Liga. Asta spune, dom'le, așa e sistemul organizat. Asta spune multe despre toți președinții de club. Da, deci, hai să vă spun ceva. Deci, comparativ aici, de exemplu, cine? Comparativ cu cine? Cum? Dar avem cu cine, să facem comparația? Da, asta e. Comparativ cu cine e celălalt? Stai că vorbiți toți, stați obiectiv. Comparativ cu cine? Părerea păi dânsul a înființat-o, este normal. Domnul Muraru, mă lăsați să vorbesc. Păi concurența există? Eu sunt în măsură să vorbesc la acest subiect. Și... Nu, m-am și certat cu Mitică de multe ori. Am avut multe discuții cu el. Dar eu vă spun și vă jur aici că nu știu dacă ce am fi făcut în fotbal și poate să se supere domnișoara Mariuca și... Deci, vă spun sincer că Mitică este omul care
a împăcat tot timpul și capra și varza, a avut înțelepciune să facă acest lucru, a avut și puterea ca să poată să facă asta. S-a certat și cu Becali și cu Copos. Dar până la urmă ne-am împăcat. Nu știu dacă altcineva, dacă altcineva putea să facă acest lucru ce a făcut Mitică în acest moment. Vă jur, deci vă jur, că așa este. Cum îmi... Domnul Paraschivescu, aș vrea să spuneți ceva. Nu pot să combin. Exact același lucru. Și el, combinațiile lui, am mai văzut să facă asta, m-am încetat cu el. Că am mai văzut să facă eu cu o combinație, dar ca conducător, ca conducător, și acum nu sunt... De... Sper să se uite și domnul Iacob la emisiunea asta. Da, bună. Dar de ce domnul Iacob, ce domnul Iacob e, trebuie să... Nu, domnul Iacob. A venit de 3 luni în fotbal. Da. Este... Bă, nu, păi, zic, sper că-l veți, sper că-l veți pacifiza sau vă va pacifiza. Dar vreau să-ți un tânăr, este un tânăr destul de activ. Domnul Paraschivescu, știți după ce vă puteți lua? Dacă Mitic a fost votat și în aceste momente, când deja în fotbal, sunt foarte mulți investitori patroni, care sunt proprietari de echipe. Vă dați seama, înainte puteți spune, domnule, asociație, un președinte de asociație, are interese, face, drege, nu-i banii lui. Dar dacă el e votat acum, când sunt banii noștri, ai patronilor, și îl votăm, înseamnă că e bun Mitică. Că ce, mi-e frică de Mitică sau ce? Domnule, eu m-am încetat de multe ori cu el, dar n-am spus niciodată că vreau să îl dau afară pe Mitică de acolo. Sau să-i fac o acțiune împotriva. N-a spus niciodată decât de vreo 5 ori până acum. Dar mă rog. N-am spus că vreau să-l dau. Păi care că ați dat declarații că vreți să o să lucrați ca să-l dați afară de la ligă. Am spus că am să fac tot, de, tot posibil de ce. Eu știu eu de ce. Și știe și el, dar n-am să spun că e prietenul meu. Bun, Maria. Dar ca conducător, părerea mea că... A fost cel mai bun conducător. Nu știu cine putea să facă față. Maria. Cum e cu drepturile de televizare? Domnul Dragomir vroia să împartă în acolo mod egal. Acolo e, acolo e, acolo nu? Conducător, nu vorbim acum. Maria încă negociază. Deci asta e. De acolo mă ceva mai încetat. Ești interesată? Nu o să te spică. Știi ce n-am înțeles eu și vreau să spunem că avem cel mai sexy și mai frumos impresar din România, fiindcă e femeie, dacă era bărbat nu puteam să spun așa ceva. N-am înțeles niciodată, Ana Maria, cum de te-au convins oamenii să faci poze. Are niște poze sexy incredibile, domnule. O să le vadă și telespectatorii noștri. Cum te-au convins? Și de ce ai făcut-o? Pentru că sunt foarte frumoasă și foarte modestă. Dar ai reușit să strângi niște semnături de la niște jucători după acele fotografii? Nu, am primit foarte multe telefoane. Am înțeles. Arată bine la vârstă. Normal. Dar cât are? 100 de ani? Cât are? Radu, eu mi-am permis să glumesc, fiindcă noi ne cunoaștem de foarte mulți ani, eu și Ana Maria. De când era ea în presă, chiar... Și tu ceva, tot ceva genul scaune, ca să mai râdem și noi. Bun, haideți să facem ultimul tur. Ne apropiem de finalul primei părți. Domnul general, vedeți, în toate discuțiile, cred că am înțeles cu toții. Dumneavoastră veți hotărâ cine va fi campioana României. Jandarmii vor hotărâ cine va fi, pentru că dacă nu veți face, nu vă veți face datoria, cum vă cere domnul Dragomir, echipele vor fi depunctate. Așadar, dacă la un meci hotărât să stați, faceți grevă și iese cu măcel acolo, că vor fi provocări, că nu vor fi provocări, domnul Dragomir va depuncta acea echipă. Nu eu. Mă rog. Comisie, sunt comisiile Federației, comisia abilitate, care judecă ierarhic aceste... Da, domnule Dragomir, așa știți cum e, ca la emisiunea asta. Eu n-am nicio putere în emisiunea asta. Știți cum e, numai producătorii, femeia de serviciu mai are și ea niște puteri. Dar nu e așa, domnule Dragomir. Da, asta e democrație, domnule Morar. Hai să fim serioși. De asta este democrație. Deci, numai Astră, Mircea, Sandu, toată echipa de acolo, puteți la un moment dat să... comisiile alea cine le face? Că nu le-a făcut bunica. A, putem să-i schimbăm dacă nu judecă. Așa cum păi da, dar după ce au depunctat cu vreo 6 puncte vreo echipă, s-ar putea să nu mai conteze că îi schimbați pe ea, că îi sunt bani mulți. Domnul Moraru, vă spun eu, milioane. Și judecătoria de la comisii, i-au pus tot cunoștințe, fini, nași, știu eu despre ce. Da, dacă știți aici, greșiți că nu dați numele. Dacă știți că așa e, ar trebui să veniți să dați lista cu nume și să arătați că o fi cam politică și acolo. Nașul, da, finul. Da, o să vă aduc exact. Că acum uite, numai eu n-am găsit niciun film să pun la emisiunea asta. Și vreau să vă spun aici, băgați, da.
Deci numai da, nu mai avem timp. Este o problemă care trebuie discutată. La Comisia de Disciplină este domnul Roș, șef Florea Roș, la Comisia de Disciplină, cel care a fost președintele Tribunalului București. Când? În ce perioadă? Ba, 10 ani, nu una. Să nu la Comisia de Disciplină a Federației. Dar asta nu e o reclamă, domnul Florea, acum? Nu, nu. Dar cine? Florea ce este? Nu, domnul Florea a fost judecător. Domnul Dragomir, e o greșeală. Este finul sau nașul lui Lupescu? Nu, este președintele Comisiei de Apel. Și este bun prieten de tot cu ăsta, cu Buduru. Și n-a rămas acolo, deci n-a... Și este de la Constanța și Pistu a jucat fotbal, nu știu cum, la Dinamo. Da, domnule, eu vreau să vă spun că... O să vă aduc eu toată... Acest Florea are o probitate morală extraordinară. Da, extraordinar. Este un tânăr cu o funcție foarte importantă și... Care a fost arestat pentru nu știu ce și a scăpat de nu știu ce. Domnule, Sau nu stau pe frate, nu știu. Domnule, îl confundați. Nu, frate. Sigur îl confundați. Sau băiatului, nu știu. Știu că e băiatul. Și zic că Bușcă, și vedeți, a scris trei cărți despre fotbal și nu face parte din nicio comisie. Nu, hai să lămurim treaba. Asta e o greșeală. Domnul Pușcoș nu este la o comisie. Hai să lămurim lucrurile. Dar ne vom... Domnule, eu spun ceva. Păcoarea asta îl are la mână, Dinamo. Da, îl are la mână, Dinamo, spune. Bun, domnule Becali. O să mă aduc și despre domnul ce Becali. E vorba. Păi dacă domnule acuzăm, atunci înseamnă că jucătorii nu o să mai joace. Nu, acum stai să zic. Ce să mai joace dacă vrei și la comisie toate se controlează. Domnul Becali a dus acum în premieră, a dus niște acuzații, trebuie verificate. Trebuie să controlați comisiile. Nu, dar să ne joacă echipa. Normal că nu se tac. Nu, dar nu se tac. Terminați mapele, atiți mele și am să tac. Nu poți să tac. Poate să cel mai mare. În 10 etape. Atât de stadioane. N-am să tac dacă vreau să-mi vedeți. N-am să tac. Deci, domnule... De-asta sunt datorită și ăștia când se bat pe stadioane. De-aia, datorită mafiotismului care este făcut. Da? Deci noi aplicăm altă tactică. Să se termine mafiotismul. Bun, noi, domnul, noi, da, domnul Turcu, vă rog, vă ascult. Noi închidem filmarul cu puterea. Noi nu știu exact tot. Stai o secundă, vă rog. Hai să lămurim. Condamnat, nu știu ce, scos, făcut, dar lasă. Noi dacă mergem pe cine țipul mai tare, fii să-și câștige. Noi, dar asta are 29 de ani. Lasă, domnule. Frascul. Domnul Becali, înseamnă că Dinamo trebuie să dădem din față. Hai mă, ce n-ai, mă, ce n-ai, mă, mitică. A jucat și la Dinamo, e prieten bun cu Domnul Becali, avem 10. Este finul lui Lupescu sau nașul lui Lupescu? Nu știu exact, le-am scrise. Mi le-a adus cineva. Acum vreau să spun o dată, dacă e finul sau nașul lui Lupescu, nu poate să fie capabil? Nu! Nu poate să fie acolo. Nu poate să fie acolo. De ce? Că Lupescu a jucat la Dinamo, vezi? Că Buduru e prieten cu el și e președinte la Dinamo și uite așa o să încerce și Lupescu. Uite așa o să ne punteze. Avem 10 antrenori la... Avem 10 antrenori din Dinamo. Nu. Avem... Fii atent până la urmă. Încă o dată, Dinamo a fost o școală de fotbal, să fie foarte clar. Atât jucători cât și antrenori. Avem 10 antrenori la echipe în divizia. Acum joacă cu noi, ne dăm 9 puncte, îți dăm pentru Steaua. Hai să fim serios, domnule. La Lupescu, să știți că mai nou își face datoria și este echidistant, Gigi. Fii atent. Eu l-am studiat pe Lupescu. Da, și eu cred în Lupescu. Nici n-a zis că Lupescu este un tânăr de viitor. Știți că are dreptate domnul Dragomir, chiar are niște polițe, nu știu cât de viitor, dar chiar are niște polițe. Stai puțin, că să-l dăm în primire acum. Ia să vedem. Acum s-a sucit. Stai puțin. Ia să vedem. Până acum, ce mi-a spus? Nu mai spun ceva. Deci domnul Boanghel, Lupescu are școală nemțească. Lupescu și cu Plunea conduc federația. Dar n-ați cerut dumneavoastră cu federația. Acum e bea bună, Lupescu. Domnul Becali. E bea bună. Domnul Becali, eu garantez. Până acum nevestele lor conducea federația. Acum e foarte de viitor. De ce n-ați lăsat oamenii vechi din fotbal, care știu fotbal, și ați făcut un scandal mondial să se schimbe federația? Din cauza federației nu joacă echipa fotbal. E așa, ești patul de voturi. Ați înțeles? Și acum s-a schimbat federația. Au venit oameni tineri capabili, cum este Plunea, cum este Lupescu, Velo, deci... Nu, dar eu vă spun! Cu mine nu va merge așa! Maria, eu sunt foarte rea. Vă stimez foarte mult, dar răspundeți direct. Acum o iau și eu pe urmele lui Mitică. Nu este, nu, da. Vedeți ce mă întreabă lumea, dacă aveam sutien roșu albastru. Bun.
Haideți că suntem la final. Domnul general, dați-mi și noastră un răspuns, că până la urmă aveți să mare răspundere. Să fie mâine domnul Paraschivescu, să vezi. Deci, ne face cintură, ne face toate nervoși. Suntem la un show aici, stați un pic. Nu-ți dau imagine. Bun, în toată parte, nu scriu. Stați un pic, stați un pic. Așa am fost. Da. Eu nu pot să scriu despre mine. De jandarmeria spune că își va... Mâine praf politic. Țandăr. Știți de ce e bine să vă faceți treaba? Pentru că aveți răspundere de vreo 25-35 de milioane de dolari. Vă spun, ăsta e bugetul care se joacă în acest an, e vorba de cupe europene, de miză foarte mare. Foarte puțin. Cum foarte puțin? Foarte puțin. Ține. E mic bugetul. Trebuie să ajungem la 100 de milioane. Nu, stați un pic, vorbeam doar de banii care vin, vor intra. Da, da. Deci dacă... Trebuie să vină în jur de 100 de deci milioane. Deci și cupa UEFA va fi o miză. Da, și atunci va fi bine în România. Deci jandarmeria își va face datoria. Rimează, jandarmeria își va face datoria. Dar acest lucru nu poate să-l fac...